asistență, stimați membri ai Comisiei de Susținere a Tezei de Doctorat, dragi noastre și participanți la această ședință. Astăzi ne-am întâlnit pentru a discuta în cadrul Comisiei și a evalua teza de doctorat dezvoltarea instrumentelor investiționale alternative în vederea realizării creșterii economice, autor Păslar Andrei, consultant științific, doamna doctor habilitat profesor Ludmila Copzai, la specialitate 522.01 Finanțe. Nu înainte însă de a cere permisiunea dumneavoastră și să vă aduc la cunoștință că în conformitate cu ordinul semnat de către rectorul ASEM, în baza deciziei Consiliului Științific al ASEM, a fost instituită Comisia de Susținere a Tezei Doctorat în următoarea componență. Stratan Alexandru, președinte și totuși și referent, așa e, după conducătorul de doctorat, care are și atribuția de secretar al Comisiei, doamna doctor habilitat profesor Ludmila Copzai, și la fel membrii Comisiei și referenții Belobrova Angela, doctor conferențiar universitar, Piloca Svetlana, doctor conferențiar universitar, și Coșnir Corina, doctor conferențiar universitar. Toți membrii Comisiei au competențele, au lucrări la tema, deci de ce la tema discutată, tema cercetării, așa că Comisia este în posibilitate, din punct de vedere și științific, dar și din punct de vedere a competențelor și cunoștințelor să evalueze această lucrare. Noi vom merge în conformitate cu scenariul, este vorba de așa, procedură de susținere tezei pe metoda nouă, în conformitate cu regulamentele și rigorile actuale de funcționarea Comisiei de Susținere a Tezei de Doctorat. Deci, în continuare, am să rog doamna secretară Senatului și conducătorul Ludmila Copzai să ne prezinte dosarul, acte prezentate în dosar și după care să vă ofer la toți posibilitatea să dați întrebări pe seama corespunderii dosarului procedurii noastre. Vă rog, doamnă. Deci, stimați membri ai Consiliului de Susținere, Comisiei de Susținere Publică, stimați invitați, cei care au manifestat interesul vis-a-vis de participare la susținerea cercetării prezentate de către doctorandul Păslar Andrei, conform regulamentului în vigoare, avem prezentate următoarele acte de către doctorand. CV-ul pretendentului la titlul științific, copia certificatului de absolvire a studiilor superioare de doctorat, ordinul rectorului ASEM privind susținerea tezei de doctor și componența Comisiei de Susținere Publică, avizul conducătorului științific cu privire la teza elaborată de doctorat, procesul verbal al Comisiei de Îndrumare cu toate sugestiile făcute vis-a-vis de această cercetare, lista lucrărilor științifice ale doctorandului, așa și vreau să vă zic că aici noi avem și o publicație în Web of Science elaborată de către doctorand. Mai departe avem teza de doctorat, rezumatul la teză pe care membrii Comisiei de Susținere Publică le-au primit în format fizic. Pe lângă aceasta, toate aceste lucrări au fost plasate pe
Site-ul Academiei de Studii Economice, au fost plasate pe site-ul ANACEC, au fost transmise la Biblioteca Națională și la Biblioteca Academiei de Studii Economice din Moldova. Avem raportul de similitudini cu rezoluția privind lipsa elementelor constitutive ale unui plagiat și aici avem o situație foarte bună. Ne arată că coeficientul de similitudini este de 5,2, limita fiind de 30%. Coeficientul de similitudine 2 este la 3,28, limita fiind 5% și cuvinte în ghilimele 1,64%. La fel avem prezentate în termenul stabilit de către regulament cu 10 zile înainte avizele referenților oficiali semnate de acestea, avize la rezumat avem 10, adică la rezumatul tezei de doctor și adeverința de depunere a unui exemplar tipărit de teză și a rezumatului în fondul Bibliotecii Științifice ASEM și a Bibliotecii Naționale din Republica Moldova. Dacă aveți întrebări. Da, vă mulțumesc mult, doamna Cuzar, stimați colegi. Deci, cum, în măsură în care a fost elaborat și prezentat dosarul, actele acestea corespund rigorilor și actor normativ în care, în tot caz, dacă sunt întrebări la dosar, acum vă rog, adresați. Dacă în această privință nu avem nicio întrebare, atunci, cu permisiunea tuturor, noi îi vom oferi posibilitatea doctorandului să ne prezinte principalele idei, rezultatele care a ajuns, concluziile și recomandările cercetării sale. Eu vreau să menționez un singur lucru, că lucrarea este lucrarea de doctorat, teza de doctorat este deci, în varianta originală scrisă în limba rusă, развитие альтернативных финансовых инструментов в целях достижения экономического роста. Яр резюматели сунт элаборати лимба руса, румына и инглес. Конформно. Яр челин слушай кондисор курсе де регламентели аначек. Дон Андрей Послав, вы инвитем с презентации să expuneți prezentarea dumneavoastră, de dorit cu mozul așa 20-30 de minute. Până la 30 de minute. De. Уважаемые члены комиссии по публичной защите докторской диссертации, уважаемый председатель, разрешите представить ваше внимание диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук на тему развития альтернативных инвестиционных инструментов в целях достижения экономического роста, которая была разработана под руководством профессора университета доктора Хабиатар, госпожи Катарины. Структура диссертации представлена тремя основными главами. Теоретические основы рынка, анализ моделей состояния рынка, также пути и факторы развития рынка альтернативных инвестиционных инструментов. Глобальный финансовый кризис 2008 года значительно повлиял на состояние мировой экономики и вызвал кризис банковской кредитной системы, тем самым вызвал ужесточение требований достаточности капитала и затруднил доступ к финансированию малых и средних предприятий, и в том числе в сфере инноваций. Пандемия ковида, также геополитическая напряженность в нашем регионе подтвердили важность площадок онлайн равноправного финансирования, которые позволяют привлекать ресурсы удаленно, хотя традиционные банковские процедуры. Несмотря на мировой рост, рынок мирового рынка альтернативных инвестиционных инструментов в Республике Молдова находится на начальной стадии развития, но вступление в силу закона об услугах коллективного финансирования делает их исследование важным с целью достижения экономического роста Республики Молдова. Рынок альтернативных инструментов представляет собой новый экономический феномен, который может потенциально способствовать развитию финансовых систем в мире, таким образом подтверждается интерес к исследованию данного феномена со стороны различных научных центров и
институтов в Евросоюзе, в США, в Румынии, в Молдове. Данное исследование представляет собой как теоретическую, так и практическую базу для изучения рынка. Однако, учитывая новизну, необходимо и возможно провести более глубокий анализ. Таким образом, исследовательская проблема работы выражается в недостаточной изученности нового рынка альтернативных инвестиционных инструментов, а также в неполной определенности относительно методов и факторов, которые воздействуют на данный рынок и их влияние как источника дополнительных финансовых средств для обеспечения будущего экономического роста. Цель настоящего научного исследования заключается в выявлении факторов развития рынка альтернативных инвестиционных инструментов, повышении эффективности инвестиционного процесса, который обеспечивает устойчивый экономический рост, и повышение конкурентоспособности данных инструментов в Республике Молдова. Важная научная проблема, которая была разрешена в процессе исследования, заключается в определении экономических мультипликаторов воздействия рынка альтернативных инвестиционных инструментов на макроэкономические показатели Республики Молдова, формирование структурирования факторов воздействия на рынок альтернативных инвестиционных инструментов, а также в разработке предложений для усовершенствования функционирования механизма рынка в цели достижения экономического роста. Для достижения фундаментальных целей данной диссертации были определены следующие исследовательские задачи, которые включают анализ международной практики альтернативных инвестиционных инструментов, выявление их классификации, определение механизмов и техник использования, исследование национального законодательства и стратегии с целью определения возможностей применения данных инструментов на местном уровне, оценка влияния кредитования посредством альтернативных инвестиционных инструментов на экономический рост Республики Молдова, разработка эконометрической модели рынка альтернативных инвестиционных инструментов и влияющих на него социальных, регулятивных, экономических и технологических детерминантов. И последней задачей стало предложение плана действий по внедрению механизма рынка альтернативных инвестиционных инструментов в Республике Молдова. Выявленные задачи позволили сформулировать следующую научную гипотезу. Для обеспечения устойчивого экономического роста в Республике Молдова требуется исследование и разработка альтернативных инвестиционных механизмов, которые учитывают влияние социальных, регулятивных, экономических и технологических детерминантов. Учитывая эмпирический характер исследования и использование в нем макроэкономических показателей, анализ проводился на основе вторичных данных, которые предоставлены следующим образом. Нормативные акты, данные национальных и международных статистических институтов, а также данные, полученные в результате исследований, проводимых исследовательскими центрами. Научная новизна и оригинальность исследований состоит в следующих аспектах. Выявление новых элементов формулировки определения и графической модели экономики совместного потребления, разработка авторского определения и графической модели рынка альтернативных инвестиционных инструментов, определение степени влияния объемов инвестирования через рынок инвестиционных инструментов на экономический рост Республики Молдова, разработка экономической модели влияния на рынок альтернативных инвестиционных инструментов и разработка рекомендаций по совершенствованию механизма инвестирования в Республике Молдова. Настоящее исследование подпадает под конструктивистскую парадигму, которая направлена на улучшение существующих практик и создание новой экономической реальности. Технический прогресс является ключевым фактором развития современной экономики и требует смены технико-экономической парадигмы. В настоящей работе рассматривается пятая технико-экономическая парадигма, которая характеризуется консолидацией знаний, консолидация финансовым, массовым производством и становление экономики знаний. В свою очередь, предпринимательство пятой волны связано с концепцией новаторства Шумпетера, которая акцентирует внимание на качественном развитии через инновации, коэволюцию между реальным финансовым и государственным сектором, и которая способствует экономическому развитию через созидательное разрушение.
Экономика совместного потребления представляет собой теоретическую основу для изучения рынка альтернативных инвестиционных инструментов. И в рамках экономики совместного потребления автор предложил следующее определение ее как система одноранговых взаимовыгодных социально-экономических отношений, неограниченных географически, направленных на эффективный обмен избыточных ресурсов на материальные или нематериальные блага с использованием технологий и сетевых онлайн-платформ, характеризующихся низкими транзакционными издержками и высокой скоростью операций. Принимая во внимание данное определение, была предложена следующая графическая модель. Терминология инновационных операций в рамках рынка альтернативных инвестиционных инструментов находится в стадии обсуждения в научных кругах. И, исходя из выявленных характеристик и понятий, автор предложил следующее определение рынка альтернативных инвестиционных инструментов как сегмента внебанковского финансового рынка, который характеризуется высоким риском и трансграничной активностью, на котором инвесторы в рамках одноранговых отношений посредством сетевых онлайн-платформ могут размещать свой капитал напрямую кредиторам в обмен на проценты или участие в акционерном капитале. Принимая внимание данное определение, также была предложена графическая модель рынка альтернативных инвестиционных инструментов. Конкуренция на рынке альтернативных инвестиций привела к расширению возможностей как для кредиторов, так и для инвесторов, в результате чего образовались следующие три категории моделей. Это долговые модели, в рамках которых происходит направленное финансирование от индивидуальных и социальных инвесторов к физическим и лицам и предпринимателям. В данном случае происходит равноправный кредит финансирования. В случае, когда кредитором выступает сама платформа, происходит балансовое кредитование. Вторая категория – это модель акционерного капитала, в рамках которых кредитование происходит в обмен на акции в предприятиях, которые не котируются на бирже. И третья – это модель, не основанная на инвестициях, то есть финансирование происходит без каких-либо обязательств. Таким образом, анализ таксономии рынка альтернативных инвестиционных инструментов позволил приложить к использованию балансовой модели, которые не учтены в текущей редакции закона о услугах коллективного финансирования в Республике Молдова. По сравнению с традиционным банковским кредитованием, платформы альтернативного инвестирования предлагают следующие преимущества. Это слияние социальной сети с финансированием предпринимательства, большая эффективность для инвесторов и возможность диверсификации инвестиционного портфеля, нарушение цикла традиционного финансирования и возможность получения финансирования до того, как становится возможным его получение со стороны традиционных банковских институтов, расширение географического диапазона инвестиций, тестирование рынка, сети поддержки и измерение спроса, а также низкие транзакционные и административные издержки. Новые финансовые инструменты предлагают эффективное дополнительное финансирование, недоступное в рамках традиционных банковских систем, и тем самым содействует обеспечению устойчивого экономического роста. Однако привлечение финансирования на рынке альтернативных инвестиционных инструментов также может быть сопряжено с некоторыми проблемами и рисками как для инвесторов, так и кредиторов, которые включают высокую степень инвестиционной асимметрии, отсутствие ответственности платформы за техническую реализуемость проекта, отсутствие гарантированного дохода, как в случае депозитов, например, проблема авторского права, отсутствие мер контроля за использованием собранных средств, неразвитость или отсутствие законодательных рамок, низкая финансовая грамотность и информированность участников, а также вхождение бигтек-компаний на рынок, которые могут породить проблемы концентрации данных. Таким образом, недостаточная разработка регуляторных рамок и отсутствие практик применения в Республике Молдова является вызовом для развития рынка. Учитывая широкий спектр возможных проблем на рынке альтернативного инвестирования, следует рассмотреть следующие меры по снижению
риска его функционирования, которая включает регулирование и законодательство, то есть обеспечение обязательного раскрытия информации, использование механизма страхования инвесторов, введение ограничений на сумму кредита либо на размер процентных ставок, прозрачная налоговая политика и финансовый стимул. Технологии являются второй категорией мер и включают гарантии безопасности и непрерывного функционирования онлайн-платформ. Создание социального капитала и рост доверия через социальные сети также способствует снижению риска функционирования. Культурно-образовательные меры включают разработку различных образовательных программ и консалтинговых услуг. Текущие тенденции мирового рынка альтернативных инвестиционных инструментов включают институционализацию, интернационализацию финансовых потоков, финансовую инклюзивность и развитие законодательных рамок. Размер и рост глобального рынка показывают, что в 2020 году размер рынка, объем рынка составил 114 миллиардов долларов, однако наибольший объем был зарегистрирован в 2017 году, а именно 419 миллиардов. Однако 85% рынка приходилось на рынок Китая, который в рамках борьбы с финансовым мошенничеством ввел различные заградительные меры, и к 2020 году данный рынок практически исчез. При исключении рынка Китая из анализа становится понятно, что мировой рынок альтернативного инвестирования рос с 37 миллиардов до 113 миллиардов в период 2015-2020 годах. Таким образом, анализ объемов подтверждает устойчивость рынка даже в условиях пандемии и геополитических рисков, что дополнительно обосновывает применимость данных инструментов в Республике Молдова. Что же касается Республики Молдова, то согласно отчетным данным, в период 2016-2020 годах были активными только зарубежные платформы, объем рынка составил 90 миллионов долларов. С 1 марта 2024 года вступил в силу закон о услугах коллективного финансирования, который вводит понятие участников процесса, устанавливает принципы защиты инвесторов, а также определяет Национальную комиссию по финансовым рынкам в качестве надзорного органа. Автором был проведен свод-анализ рынка альтернативных инвестиционных инструментов в Республике Молдова и выявлены сильные стороны, такие как высокообразованное население, наличие различных государственных и частных инициатив для поддержки сектора малых и средних предприятий и растущее сообщество стартапов и инновационных компаний. Слабые стороны включают неясное и постоянно меняющееся законодательство, отсутствие предпринимательских навыков, ограниченность ресурсов и опыта у регулирующих органов, высокий уровень инфляции, а также геополитические риски. Возможности представлены улучшением качества предпринимательского образования и инвестиционной поддержки, соглашение о свободной торговле с Евросоюзом, а также начало переговоров о вступлении в Евросоюз и наличие специфической законодательной базы. Риски включают возможность мошенничества, риски кибератак, макроэкономическая нестабильность и уязвимость перед внешними экономическими шоками. Кредитование играет ключевую роль в экономическом развитии, стимулирует инвестиции, потребление и общую экономическую активность. Учитывая различные возможные мультипликативные эффекты от кредитования, финансирования посредством рынка альтернативных инвестиционных инструментов, автором были проанализированы различные исследования аналитических центров, нормативное воздействие новых законодательных актов и определены следующие мультипликаторы. Инвестиции через кредит в размере 1,64, налоговые поступления через кредит 0,55 и ВВП через инвестиции 1,15. Принимая внимание прогнозируемым авторами закона об услугах коллективного финансирования Республики Молдова объем рынка в размере 100 миллионов рублей в течение первых трех лет с момента принятия закона, можно определить
положительный экономический эффект следующим образом. Привлечение дополнительных инвестиций в размере 164 миллионов лир, увеличение доходов бюджета на 55 миллионов лир и увеличение ВВП на 128 миллионов лир. Полученные результаты подтверждают теоретические положения о том, что альтернативные инвестиционные инструменты обладают потенциалом стимулировать экономический рост и устойчивое развитие страны. Для проведения эконометрического анализа были определены на основе анализа научной литературы следующие группы переменных, которые потенциально влияют на рынок альтернативных инвестиционных инструментов. Они включают регуляторные переменные, защита инвесторов стимулирует инвестиции, однако чрезмерная защита может демотивировать инвесторов. Социальный капитал играет большую роль, когда регуляторная защита более-менее развита и наоборот. Развитая инфраструктура IT и доступ к интернету увеличивает количество потенциальных участников рынка, а переменные, характеризующие состояние экономики, положительно коррелируют как с рынком альтернативных онлайн-финансов, так и с рынком венчурного капитала. Так как все выбранные факторы обладают многоаспектным характером, были использованы для определения конкретных индексов и их качественной оценки индексный метод. И таким образом отобраны следующие переменные для использования в рамках эконометрического моделирования. Доля рынка альтернативных инвестиционных инструментов на душу населения является эндогенным фактором, а в качестве экзогенных были использованы индекс экономической свободы, индекс регулятивных ограничений прямых иностранных инвестиций, социальный капитал как компонента индекса глобальной конкурентоспособности, глобальный индекс инноваций, мировой рейтинг цифровой конкурентоспособности и индекс финансового развития. Для проведения эконометрического анализа была использована панельная выборка из 90 долгосрочных наблюдений за период 2018-2020 года в 30 странах, которые характеризуются различным уровнем финансового, экономического и технологического развития. Модель подтвердила теоретические положения и подтвердила положительную корреляцию между всеми группами факторов и объемом рынка на душу населения. Наиболее сильную связь продемонстрировала группа регуляторных детерминантов. Основные выводы исследования подтверждают, что был получен расширенный ответ на исследовательский вопрос о влиянии развития рынка альтернативных инвестиционных инструментов на экономический рост. Выявлены факторы, которые оказывают влияние на рынок, и полученные выводы стали основой для разработки плана действий по внедрению механизма рынка альтернативных инвестиционных инструментов в Республике Молдова. Таким образом, была достигнута цель исследования и полностью решены поставленные задачи. Следует также учесть возможные ограничения исследования, которые включают ограниченность данных во времени из-за отсутствия данных официальных данных по рынку Республики Молдова из-за относительной новизны рынка, волатильность рынка как результат экономических кризисов или изменений в регулировании, местные особенности, включая уникальные экономические и социальные контексты различных стран, и причинные связи, так как эконометрическое моделирование выявляет корреляции, но из-за влияния ненаблюдаемых переменных существует вероятность неполного установления причинно-следственных связей. Таким образом, на основе анализа и обобщения полученных результатов был сформулирован план действий по внедрению механизма формирования рынка альтернативных инвестиционных инструментов в Республике Молдова, который включает следующие 4 конкретных стратегических направления. Это внедрение, стабилизация и улучшение законодательства и регулирования, всестороннее информирование, стимулирование инвестиций и инноваций, система онлайн-мониторинга и оценки результатов. Внедрение, стабилизация и улучшение законодательства включают повышение надежности и эффективности системы,
diligence и скоринга, и также обучение и сертификация соответствующих специалистов. Международная координация – это как платформа могут действовать в различных юрисдикциях. Дополнительные услуги для фандрейзеров на основе самих платформ, которые могут включать также консультационные услуги. Обеспечение безопасности и непрерывного функционирования онлайн-платформ. Использование балансовых моделей, а также механизмов гарантирования. Цель всестороннего информирования участников рынка для привлечения все большего их количества на рынок и повышения понимания функционирования рынка включает проведение информационных кампаний и образовательных мероприятий, создание консультационных центров, включение учебной программы высших учебных заведений, а также возможное создание веб-портала, на котором будут рассмотрены различные кейсы и также представлены законодательные рамки регулирования. В рамках стратегии стимулирования инноваций и инвестиций важными механизмами могут стать создание государственной платформы коллективного финансирования, которая может быть основана на технологиях блокчейн, и в которых само государство будет участником финансирования, и таким образом может способствовать популяризации данных инструментов. Стимулирование соинвестирования на местном рынке, на местном уровне, когда органы местной власти могут соинвестировать совместно с физическими и юридическими лицами в различных социальных или экономических проектах. Использование налоговых стимулов, к примеру, снижение налога на прибыль в течение начального периода существования рынка и контроль за уровнем процентных ставок. Разработка системы онлайн-мониторинга и оценки результатов включает установление ключевых показателей эффективности, разработка инструментов сбора данных, проведение регулярного анализа данных и, соответственно, корректировка стратегий и планов действий. Будущие направления исследования могут включать проведение анализа фактического развития рынка в Республике Молдова, разработка эконометрических моделей влияния факторов как в Республике Молдова, так и в других странах региона, а также определение оценка фактических мультипликаторов влияния рынка альтернативных инвестиционных инструментов в Молдове и в странах региона. Спасибо за внимание. Иван, спасибо. Мусумилу презентари. Стимаць колеги, acum a venit timpul să adresăm întrebări. Vreau să mulțumesc întrebările pot să adresați de toată comunitatea academică prezentă aici. Nu neapărat doar membrii Comisiei de Sustenire Publică, așa că vă rog întrebări adresați doctorandului la tema ceea ce trebuie și prezentările pe care a avut. Dacă îmi permiteți, am să încerc eu de atunci. Da. Încă o dată vă mulțumesc mult pentru prezentare și pentru lucrare destul de interesantă și actuală. Eu am două întrebări, este mai mult cu titlul de concretizare, probabil se referă la dimensiunea internațională, analizei care se efectuată și în context național. Într-un și în lucrare și în rezumat, dar și în prezentarea pe care ați avut-o, ne-ați arătat dinamica evoluției pieței. Da, iată exact chiar acest slide, da. Evoluției pieței instrumentelor investiționale alternative. Spuneți-vă, vă rog, în primul rând, vreau să vă întreb dacă este ok pentru dumneavoastră să adresăm întrebări în limba română. Da, sau, da, da, ok. Și din explicațiile pe care le-ați adus, am înțeles că atunci când am scos China din această analiză, am observat că evoluția pieței în principiu a fost pozitivă, dar cu China fiind inclusă, a fost negativă. Și una din explicații a fost din cauza că au fost intensificate cumva sau înăsprite reglementările contra fraudelor financiare, da?
în cazul, dacă se referă în cazul Chinei doar, m-ar interesa și dacă au fost poate alt determinanți sau alți factori care au avut o conotație sau de conjunctură economică, nu numai de conjunctură reglementatorie, care au, pentru că eu mult că scăderea a început în perioada pre-COVID, bănuiesc că nu din cauza pandemiei, au fost și alți factori, poate de natură economică. Asta ar fi o primă întrebare, dacă nu puteți așa lumina în acest sens mai bine. Și pentru Republica Moldova ați constatat că piața instrumentelor deci investiționale alternative are potențial și s-ar putea dezvolta în pofida unor provocări și riscuri. Care sunt, din punctul de vedere, cele mai mari riscuri pentru piața noastră autohtonă în acest context? Mulțumesc. Autohtonă piață... Și să de răspuns, la fel puteți să răspunde în limba care este mai ușor, fie rus sau român. Da, autohtonă piață internațională, dacă ne referim la China, majoritatea sau fenomenul piramidei financiare, așa numite, au fost foarte răspândiți și de asta autoritățile au decis, practic, să conferă un titlu dat de platformele să funcționeze doar cu titlul informațional. Și așa s-a ajuns la, practic, diminuarea pieții la zero și lipsa activității, da, pe această piață. Piața internațională a fost, dacă excludem China, a fost afectată de COVID, da, foarte mult, dar fiind și o piață foarte tânără și cu diferite tendințe de dezvoltare în diferite regiuni și mai ales cu intrarea jucătorilor instituționali pe piață, care au cumva să o controleze. Putem observa că volumul pieței a început să crească, s-a arătat o creștere mai încet în ultima perioadă analizată, dar cea mai mare influență a fost COVID-ul, care practic a arătat o restructurare a modelelor folosite și în ultima perioadă a crescut semnificativ ponderea modelelor neinvestiționale, da, ca să susține cauza socială. Viitor la Republica Moldova și din experiența pe care am dus și eu participând ca și investor pe una din platformele, cred că cea mai mare problemă este rata sau dobândă care este folosită și prezentată pe astfel de platforme, care începe de la 20% până la 30%. Și atunci, practic, în starea actuală, când piața microfinanțării deja e cumva controlată, a apărut altă piață care poate să folosească, sau când persoane fizice sau juridice care nu pot să atragă investiții de la băi sau de la sau de la piață microfinanțării, atunci se adresează platformelor online, unde probabil, da, și aici e a doua problemă, verificarea nu este atât de minunțoasă sau tăiată și creditorii singuri iau decizie de a investi și atunci apar multe cazuri de neperformanță și de probleme în întoarcerea creditului. Și astfel se creează o altă problemă atunci când îndatorarea societății poate să crească și mai mult, dacă nu există un control de rate, da, dobânzi. Da, mulțumesc. Stimați colegi. În lucrare, da, și în slide-ul dumneavoastră, ați menționat o formulă
Națională această problemă de calcul a regresii, ce dacă ai modelul de calculare a acestei regresii, faptul de dezvoltarea aici principalele variabile sunt date în tabelul din sus, iar iată vedeți este acolo o mărime epsilon la urmă, care este sucenașă, adică o eroare aleatorie. Da, aleatorie. Iată, această eroare aleatorie, ea are anumite limite în modelul dumneavoastră sau ea depinde de acei factori exogeni care pot influența asupra acestor variabile? Acum am, mulțumesc pentru întrebare, dar cum am menționat, oricare modelare econometrică, să pune că există ceva variabile care nu sunt impuse în analiză și atunci există și există aceste variabile neincluse în analiză și această eroare include de fapt această problemă și practic pentru orice model econometric nu există o corelație strictă între toți factorii exogeni și factorii endogeni și atunci e cumva o problemă specifică a analizei econometrice existența acestor erori aleatorii. Contribuții ele includ în sine acele erori care pot fi obținute în urmă, neinclude da. Sau ne oferite de aceste variabile. Da. Mulțumesc. Bună ziua tuturor și eu primul rând vreau să vă felicit pentru alegerea acestei teme, care în Republica Moldova este încă în fază incipientă de piață de cercetările. Și va constitui o bază pentru noile discipline pe care le introducem în ASEAN și va constitui un suport informațional și de cercetare și pentru cercetările viitoare. Referitor la teza și anumite tangențe pe piața noastră națională, dacă ne referim, din structura pieței globale a instrumentelor investiționale, care sunt tabelul 1 aici prezentat în autoritera, ați făcut o structură și un așa numit clasament după volumul total și cote de piață. Prima întrebare la mine este legată care credeți că sunt acele instrumente investiționale alternative cele mai propice, să zicem așa, specificul pieței naționale și a mentalității de investitor în Republica Moldova și a tendințelor, da? Care se manifestă odată că oricum se produc schimbări în platformele și tinerii din ce în ce mai mult sunt informați despre aceste alternative. Asta ar fi prima întrebare și acolo este legată de impactul asupra creșterii economice și macroeconomiei. Aveți aici acest model și indicatorul cu cel mai înalt nivel de corelație. În modelul prezentat că este APM, da? Cu 2,38%. Acest indicator fiind ponderea volumului pieței instrumentelor investiționale alternative pe cap de locuitor. În contextul acestui model, dacă dumneavoastră ați analizat inclinația spre investiții și inclinația spre consum care există la noi în Republica Moldova în general și sau în alte țări, pentru că știm că în diferite țări, atât în România cât și în țările Uniunii Europene, comparativ cu SUA, comparativ cu India și sau China a fost când a fost,
Piața aceasta speculativă și disponibilitatea de capital liber, da, liber, care să fie în circulație și să poată fi investit, e cu totul altfel decât în Republica Moldova. Întrebarea este revenind către modelele macroeconomice, noi vorbim despre inclinație spre consum și inclinație spre investire. Dacă și care este părerea dumneavoastră la fel legată de această inclinație spre investire în Republica Moldova și când, pentru că este strict legată și de dezvoltarea acestei piețe. Mulțumesc frumos! Deci prima ar fi care sunt instrumentele mai propice și care ar fi tot inclinație pentru locuitorii țării. Mulțumesc! Mulțumesc pentru întrebare. Din realitatea existentă acum, abia am intrat în viitoare lege și din experiența din platforme online existente, se vede că mai mult instrumentele sunt folosite pentru creditarea consumului, da? Și al doilea loc ar fi creditarea de afaceri. Și ce lipsește creditarea de imobiliară sau ceva instrumente mai sofisticate. M-am zis, practic, s-a creat o altă piață cu condiții de finanțare mai scumpe, dar cu un acces mai ușor. Și așa, situația, cum e menționat și modelul econometric, cel mai important factor de dezvoltare a pieței este factorul legislativ. Și aici cred că trebuie să se intervină ca să există un control asupra ratelor dobândilor în Republica Moldova. Altfel riscăm să creăm o piață care acum a fost reglementată, piața de micro-finanțare este deja, dar se creează o altă piață unde oamenii pot accesa bani la o rată mult mai mare și să se creeze alte probleme, inclusiv și pentru creditori. Pentru investitori, să zicem că există un potențial bun de a investi, dar există și un risc de default în partea creditorilor. Chiar când am participat la astfel de platformă, a fost și un caz, dar până acum nu e rezolvat. Platforma, în acest caz, se adresează și diferitelor companii care colectează datorii. Dar ca să se asigure că creditul poate fi întors, cum am menționat, trebuie lucrat și impuse ceva standarde pentru verificare de due diligence și scoare ca creditorilor. Acuamele trebuie să sunt răspuns. Cu inclinația spre consum. Da, inclinația este spre consum. Pentru că nici piața încă nu e dezvoltată ca să înțeleagă lumea că poate să o folosească acurate mai mici, da? Spre exemplu, pentru finanțare imobiliară sau pentru business. Da, trebuie să trecem o perioadă de timp ca să vedem cum se dezvoltă piața. Da. Mulțumesc. Trebuie să mai citească toți. Pieza, după da, să obligații mai, învățăm, obligații da, mai mari. Da. Facem educație financiară. Da, și capitalul disponibil. Evident că acum lumea o cheltuie pe consum, încă nu există acel capital disponibil care să poate fi investit în platformele. Adică nu avem această suficiență. Pot să spun, dacă permiteți, da. Că totuși sunt investitori destul de mulți pe platforme, dar problema este riscul mare și dobânda mare. Da. Tot timpul este un echilibru, cineva cum are de câștigat și mai de pierdut în măsură care evoluează piața, constrângeri, factori endogeni, exogeni și așa mai. Mulțumim mult! Răspunsul este alte întrebări, dacă mai... Doamna Dobrova. În primul rând, felicitări, domnul doctorant, pentru susținere. Roșu. Da. Așa, roșu trebuie să fie. În primul rând, felicitări, pentru că ați ajuns în ziua în care știi că poți să susții și ai toate acordurile conducătorilor și recenzenților, că poți să țin public tieza de doctorat. Întrebarea mea ține de dumneavoastră la finalul tiezii.
Eu am să mă expun că o apreciez pozitiv. La final, trebuie să veniți cu recomandarea ca statul să dezvolte o platformă, GrowFund, pentru a starta acțiunile așa coordonate de stat pentru dezvoltarea acestei piețe a instrumentelor alternative de investiționare alternative. Spuneți-mi, vă rog, dacă în contextul realizării cercetării ați întâlnit bune practice și cazuri nefericite de situații în care statul și-a asumat acest rol la faza timpurie de implementarea acestei inovații, dacă o privim în perspectiva teoriei inovațiilor, să vină primul actor statul. Mulțumesc pentru întrebare. Bine, în primul rând, din analiza practică a pieței, eu nu am văzut cazuri de participare și a statului în astfel de relații economice, dar recomandarea a venit cu ideea că piața este în Moldova, Republica Moldova este într-o fază incipientă și atunci ar fi bine ca statul să fie un exemplu și pentru alți investitori. Și să arăte că dacă participă statul, atunci cumva riscul de investiție este mai mic și e posibil să se investească în diferite proiecte care sunt de interes public în Republica Moldova. Și atunci statul poate să creeze o platformă care poate deveni și ca și un exemplu și pentru altă platformă, da? Ca și metodă de organizare sau asigurarea securității și funcționalității. Întrebare. Nu mai vezi, doamne? Vă mulțumim pentru răspuns. Dacă mai sunt întrebări, mai oferim ceva timp. Dacă nu sunt, atunci aici o să finalizăm cu runda întrebări răspunsuri la această etapă. Am să rog pentru moment să luați loc. Și în continuare urmează să dăm știri avizul Comisiei de Îndrumare, obiecțiile și sugestiile din acesta. Știindu-se integral, am să rog pe doamna Cozar, care are și funcția de secretar a comisiei noastre publice, să ne dea știri avizul Comisiei de Îndrumare. Da. Deci, așa scrie, trebuie să dați știri, dar să știri, mai ales unde scrie obiecțiile și sugestii, trebuie să fie citite integral. Așa e procedura. Sunt citite integral, da. Deci, stimat asistență, onorat asistență, stimați membri ai Comisiei de Susținere Publică, de către Comisia de Îndrumare a fost elaborat avizul Comisiei de Îndrumare privind demararea procesului de susținere publică a tezei de doctor cu tema «Развитие альтернативных инвестиционных инструментов в целях достижения экономического роста» а домнului послари Андрей, кондукаторul de doctorat și membrii Comisiei de Îndrumare au decis acord total cu privire la demararea procesului de susținere publică cu semnarea acestui aviz de către toți membrii Comisiei de Îndrumare, dar totodată au fost făcute următoare sugestii și recomandări. La pagina 1 de indicat numele conducătorului și autorului pe foaia de titlu exact conform ghidului de redactare a tezelor de doctorat. La pagina 6 în adnotare de indicat aspectele similare cu cele din introducere, scopul, obiectivele, noutatea științifică. Pagina 19 în introducere se indică obiectivele de cercetare pe care le-a conturat autorul, realizarea lor fiind materializată în concluzii și noutatea științifică. Astfel, în loc de определены теоретические рамки исследования, ar fi mai bine de menționat определить теоретические рамки исследования, а лог де проанализированы международные практики использования альтернативных инвестиционных инструментов, арфи майбине дескрис проанализировать международные практики использования, etc. Pe parcursul tezii se indică două denumiri ale obiectului de cercetare, în unele cazuri alternativne investiționne instrumente, în alte cazuri alternativne finanțele instrumente. Dacă ele sunt identice, trebuie de utilizat doar o singură denumire, ceea care este prezent în denumirea temei tezei de doctorat. Dacă ele sunt diferite, se cer aduse explicații privind diferențierea acestora. Ar fi bine de unificat conținutul ipotezii din introducere și de la pagina 105 a tezii,
Am o senzație de nesiguranță pentru noutatea științifică numărul 2, развитие понятийного aparata alternativных финансов, способствующий стандартизации более глубокому пониманию данной области. Eu o percep mai mult ca sistematizarea cunoștințelor și practicilor existente, însă sistematizarea este o procedură de cercetare. La subcapitolul 3.1 ar fi binevenită atitudinea critică a autorului privind inconvenientele rămase în actul normativ Zakona Colectivnom Finansirovanii. La pagina 116, de precizat punctul 4 al direcțiilor strategice Monitoring și Ațenca CIVO, ar fi bine de accentuat unde este cazul impactul dezvoltării instrumentelor investiționale alternative asupra creșterii economice. Este necesar de lucrat suplimentar asupra concluziilor la fiecare capitol și la finele tezii. Concluziile la finele capitolelor nu trebuie să fie sub forma extraselor din conținutul capitolelor, ci a rezultatelor obținute în urma cercetării proprii, a contribuțiilor personale, cu sublinierea semnificației teoretice și valorii practice a acestora. Conform ghidului de redactare a tezii pentru fiecare contribuție proprie, se recomandă a indica numărul capitolului, subcapitolul unde a fost dezvoltată și, în caz contrar, ANACEP poate depista preluări din alte lucrări, surse anterior de alți autori. Concluziile generale se cer strict aliniate la obiectivele de cercetare. În loc de predlajenie ar fi mai bine descris recomandații, de îmbunătățit corespunderea concluziilor pe capitole și a concluziilor recomandărilor generale, se recomandă tehnoredactarea surselor bibliografice în corespundere cu rigorile în domeniu. Având în vedere tema tezii, calitatea și amploarea analizei realizate, relevanța și actualitatea elementelor de noutate științifică, dar și a întregului conținut al tezii, caracterul de mare interes practic, publicarea conținutului relevant al tezii în formatul unei monografii în termeni proximi, ar spori enorm valorificarea reală și oportună a rezultatelor cercetării de către specialiști din cadrul autorităților publice, cu atribuții conexe domeniului, mediul de afaceri, cercetători, corpul profesorul universitar și studenții tuturor ciclurilor de studii. În ceea ce privește analiza pieței instrumentelor de finanțare alternative, este recomandabil diversificarea acoperirii și a sursei datelor și sau aducerea unor detalii metodologice referitor la datele prezentate. Aceasta ar putea ajuta la formularea unor recomandări mai precise sau chiar la posibilă anticiparea scenariilor, calculul, evaluarea efectelor specifice asupra creșterii. Anumite recomandări ar fi bine să fie susținute de mai multă argumentare, explicații acolo unde recomandarea poate avea impact sesizabil și explorarea eficienței și aplicabilității metodologiei în diverse contexte ar putea ajuta la perfecționarea cercetării și la consolidarea argumentelor. S-a decis acordarea avizului favorabil pentru depunerea oficială a tezii și organizarea susținerii publice. Deci acesta este avizul Comisiei de îndrumare. Și drept rezultat la acest aviz a fost elaborat răspuns la obiecții, unde sunt înlăturate toate sugestiile și obiecțiile, adică perfectate toate sugestiile și obiecțiile care au fost propuse de către membrii Comisiei de îndrumare. Da, clar. Și vă mulțumesc mult și exact acest capitol să rugăm pe domnul doctorand Andrei Paslar să ne spună cum ați luat în considerație aceste obiecții, sugestii din aviz. Ce ați luat? Cine ați luat? Sau dacă ați conformat? Pur și simplu de informații. Nu știu dacă trebuie să citesc. Nu trebuie să citesc. Poate, dar unde să citesc? Practic toate obiecțiile și chiar a fost de mare folos pentru dezvoltarea și finalizarea tezei. A fost elaborate subcapitole noi, a fost restructurată și teza în sine. Da. Și consider că obiecțiile au ajutat să dezvoltă teza ca să aibă un stil științific și ca să abordez o parte de probleme care nu au fost inițial introduse în teza. Spre exemplu, a fost elaborat capitolul cu influența pieței asupra dezvoltării macroeconomice.
și mult mai bine dezvoltat planul de sugestii pentru dezvoltare vieții. Așa, bine, vă mulțumesc. Este imensă, să vă rog, așa, în continuare să luați loc, pentru că se întâlnesc deja mai târziu. În continuare, conform procedurii, stimați colegi, trebuie să ne expunem referenții asupra tezei. Eu știu că în procedura veche, oricum, noi am avut și o cutumă, așa, oferiam posibilitate și reprezentanților din afară Consiliului, în caz de față. Dacă sunt doritori, nu cred că noi o să stricăm procesul, dar dacă sunt doritori acum, v-aș permite doritorilor să luați cuvântul. Mă refer la persoane care nu sunt membri a comisiei. Dar sunt. Dar așa, concis. Da, concis, cred că, da, un pic am menționat deja, dar încă o dată vreau să subliniez importanța acestei cercetări, atât pentru economia națională, cât și pentru mediul academic, pentru că va permite și va constitui o bază în elaborarea disciplinilor, completarea unor subiecte în cadrul disciplinilor existente, cât și va constitui o bază pentru cercetările viitoare. Așa că vă mulțumim doctorantului și coordonatorului științific că ați realizat o asemenea cercetare foarte luminoasă, să zic așa, și cu o sferă largă de cuprindere care și va permite direcționare sau îngustare, poate, pe anumite aspecte, următoarele cercetări. Mulțumim frumos! Da, vă mulțumesc, doamna Borogelov. În linii generale, dacă o să mergem pe procedura strictă, noi deci ar trebui să spun așa, să dau cuvânt referenților, dar iarăși vă propun să dăm mai întâi cuvânt doamnei conducător științific, pentru că avem avizul conducătorului care dumneavoastră să-i dea citire, dar va avea posibilitatea să-i spună și asupra probabil lucrurilor cu doctorantul, cum așa, se făcea și înainte cu o opțiune conducătorului sau consultantul științific. Vă rog, doamnă. Da, mulțumesc foarte mult. Pornesc și eu microfonul. Eu cred că nu voi da integral citire, dacă îmi permiteți, cele mai importante momente din avizul conducătorului științific. O să încep, cred că, de la o glumă, că mai simplu era să găsești doctorandul decât să găsești conducătorul, așa fiindcă conducătorul tot timpul nu avea timp, dar până la urmă această lipsă de timp ne-a adus la rezultatul final, care este unul frumos, aș zice eu. V-am mai dat citire la actele din dosarul doctorandului, care demonstrează un nivel înalt al acestei cercetări care a fost efectuate. Avizul meu este structurat pe 5 capitole, așa cum este solicitat de către regulamentele în vigoare. Primul capitol este scurtă caracteristică a doctorandului. Vreau să vă zic că a fost foarte implicat, foarte activ. Avem 8 lucrări elaborate, așa, aceste toate lucrări sunt publicate în reviste de talie fundamentală pentru cercetare economică. Totodată a făcut și studiile la Școala Doctorală a Academiei de Studii Economice. Toate rezultatele sunt pe note de 9 și 10. A acumulat numărul de puncte credite necesar pentru astfel de etapă de studiere, n-aș zice de cercetare, dar a fost o etapă de studiere a anumitor materii care până la urmă l-au ajutat în elaborarea cercetării. Al doilea capitol ține de problema științifică și soluționată în cadrul cercetării. Aici o să vă zic că fiind eu de felul meu foarte exigentă, dur, nu știu. Am zis în felul următor că tema tezii domnului Paslare Andrei vine cu reperii importante și de actualitate pentru economia Republicii Moldova, dar și pentru țările care sunt în căutarea metodelor de utilizare eficientă a instrumentelor investiționale alternative în vederea realizării creșterii economice. Și acest fapt l-ați desprins și dumneavoastră din prezentarea pe care a făcut-o doctorandul, precum și din rezumatul la teză, din însăși lucrarea care a fost elaborată, și la acest segment l-am apreciat cu calificativul foarte bine.
zicând că modelul de cercetare adoptat de doctorand este logic, descrierea și argumentarea alegerii metodelor și tehnicilor de cercetare sunt conectate la cadrul teoretic, iar analiza demonstrează o stăpânire bună a materiei teoretice și practice și la acest element am zis că el merită să fie evaluat cu calificativul bine. Următorul capitol este originalitatea științifică a rezultatelor obținute în cadrul elaborării tezei de doctorat. Aici aș putea să menționez că originalitatea lucrării poate fi determinată de modul de tratare a conceptelor cheie de către doctorand, fiind aplicată analiza critică a diverselor curente teoretice în domeniul cercetat, dar și a metodelor de dezvoltare a instrumentelor investiționale alternative, dar până la urmă consider că și modelul econometric elaborat de către doctorand arată tot originalitatea științifică care a fost aplicată în această cercetare, fiind valorificată originalitatea cu calificativul foarte bine. Dacă e să mă refer la valoarea aplicativă a rezultatelor, care este următorul capitol a acestui demers sau aviz a conducătorului, vreau să vă zic că rezultatele cercetării au fost înalt apreciate de către Comisia Națională a Pieței Financiare și de către Ministerul Finanțelor, care ne-au oferit și certificate de implementare a rezultatelor cercetării sau de recunoaștere rezultatelor cercetării care au fost elaborate de către doctorand și aici tot aș zice că merită calificativul foarte bine. Și la ultimul capitol, care este concluzia, aș zice în felul următor, că teza de doctorat, razvitie alternativnych investiționных инструментов в целях достижения экономического роста, elaborată de către doctorandul Pasalari Andrei, este o lucrare științifică bine concepută, teza pune în valoare probleme de interes major pentru știința și practica economică, este elaborată prin aplicarea unei metodologii științifice adecvate tratării subiectului, explicată și redactată în corespundere cu cerințele stabilite față de tezele de doctorat prezentate spre susținere în fața Comisiei de Susținere Publică și recomand promovarea tezii cu redactările, recomand promovarea tezii pentru obținerea titlului de doctor în științe economice. Vă mulțumim mult, doamnă, Вас включил бы полный парс меньшего конформа, что вот 3 часа по пожарку с НТМ, там еще надеюсь. И с Фейкарис, да еще я визу и с его тезы, шанс, там еще ку, что им ку инвитария дарну ничего другого. Тинис, вам прошу, не знаю, что у нас место. А вы навели этапа în cadrul cercetării de doctorat finale, după ce a fost parcurse etapele consacrate ale unui asemenea demers de elaborare și susținere teze de doctorat, după ce avem astăzi discutat deja și expus și asupra înăturării de către sau lucrului realizat de către doctorand la etapa post-recenzare în cadrul comisiei de teze în cadrul comisiei de urmare. Mulțumiri aduc doctorandului pentru faptul că a luat în calcul și a, să zic, redactat, îmbunătățit, dezvoltat, inclusiv sub compartimente din teze, urmare într-un termen suficient de strâns, ce a urmat, ce a precedat susținerea în cadrul comisiei de urmare. Astăzi, în referatul asupra tezei de doctorat cu tema dezvoltarea instrumentelor investiționale alternative în vederea realizării creșterii economice, la specialitatea 522.01 finanță, elaborată de către Pasalari Andrei sub coordonarea doamnei profesor universitar, doctor facultate Luna Cobzari, în cadrul cercetării desfășurată în cadrul Academiei Studii Economice din Moldova, subsemnată, desemnată în calitate de recenzent al Comisiei de Studii Publică a tezei de doctorat cu titlul enunțat, urma examenării tezei, lucrării formulează următoarele aprecieri, concluzii și recomandări. La capitolul 1, aprecieri și constatări generale, vin să remarc că teza este una de mare actualitate în contextul global și național actual, marcat de o teză fără de precedent a apariției de invenții în domeniul tehnologiei informaționale, deopotrivă cu înregistrarea unei rate sporite de adopție a noilor tehnologii de către consumatorii de servicii financiare,
atât cetățenii și cât și media face cercetarea și dezvoltarea cadrului teoretic privind utilizarea instrumentelor investiționale alternative focusate pe soluționarea problemei sporirii nivelului de intermediere financiare, care reprezintă un determinant indiscutabil, unanim recunoscut, al creșterii economice sustenabile. Deci, această cercetare reprezintă indiziat al instituțiilor cercetare, deci instituțiilor politici și statul lume, cât și părțile interesate din țările unor afaceri în domeniul fintech. Subsecvent, tema prezintă interes și pentru care didactici și studenți universități. Tema cercetată prezintă interes major pentru statul sistem financiar bazat pe votare de intermediare bancare, care, ca și urmare, necesitate de aliniere la noi cerințe reglementare bancare, prin activarea capitalului, cu roborate cu creșterea nivelului ratelor dobânzi bancare pe fundal creșterii ratelor dobânzilor bancare pe fundalul ratelor scorite a inflației din ultimii 5 ani, ce s-au întâmplat, să zic așa, ca urmare a multiplilor crize cu care ne-am confruntat la nivel global și național, societate de implementare în mod anual a unor politici monetare austere, nu doar în țara noastră, dar și în majoritatea țărilor lumii, cu excepția la câteva state care oricum n-au ajuns să-și atingă dezirate, cum ar fi Turcia, încercând într-o perioadă să facă o abatere de la normele teoretice consacrate. Deci toate date evidențiază relevanța cercetărilor cercetării dumneavoastră. Urmând, argumentele expuse de autor sunt de acord cu logica expunerei în ce privește avantajele instrumentelor gestionale alternative comparativ cu cele clasice. Mă refer la expunerea din pagina 13 a autorului, în special în contextul post-pandemic, caracterizat de deficit de lichidități, ca urmare a scăderii vânzărilor, pe mai multe domenii ale afacerilor și faptul că utilizarea platformelor online de creditare peer-to-peer a devenit relevantă, oferind posibilitatea atragerii resurselor financiare la distanță, evitând necesitatea executării proceduri specifice sectorului bancar tradițional, care presupun o verificare minuțioasă a riscului, necesitatea unor garanții și vizită obligatorie la bancă, aici încheie citatul autorului. Analiza datelor statistici caracterizate și determinante ale procesului investițional, pasat pe timpul cu privire la procesele inovaționale în perioada timpurie, din perspectivă istorică pentru țara noastră, reprezintă un fapt ce argumentează fundamental actualitatea temei de cercetare. Aici autorul propune și prezintă în teză rezultatele cercetării cadrului conceptual teoretic fundamental al structurii antreprenoriatului în contextul celui de-a cincea paradigme tehnico-economice, caracterizată de consolidare financiară, produs, creșterea producerii în masă în diverse industrie și instituirea economiei bazate pe cunoștință, implicit asimilarea de inovații tehnologice prin prisma teoriilor lui Schumpeter și Neo Schumpeterian, expunându-și propria opinie asupra cercetărilor relevante domeniului. Cu privire la baza teoretică a tezei, opinam că tematica ce se referă de autor este o direcție cercetare prioritară și din perspectivă pentru țara noastră și la nivel internațional. Setul de concepte și procese privind apariția fenomenului cercetat factorii determinant precondițiile dezvoltării pieței instrumentelor investiționale alternative și măsurile de politică economică de ordin strategic și tactic analizate de autori, dezvoltate și propuse, pun în valoare rezultatele obținute și denotă problema științifică tratată este una complexă în care s-a reușit să evidențieze aportul personal al autorului. Rezultatele cu caracter pragmatic, specific ecosistemul existent în Republica Moldova, merită apreciere justă. Generalizând aici, susținem că tema tezei este originală, relevantă și coincidentă cu cele mai actuale tendințe în domeniul științei și problematicilor practici discutate de cercetători, practicieni și decidenții politici la nivel internațional și local. Aici citesc, ca să nu monopolizez timpul, am să merg cu citări în continuare. La capitolul originalitatea tezei cercetării doctorale, menționez că teza prezentată spre sistemul public conține elemente semnificative de aport propriu, analize fundamentate conform normelor științifice, în baza cărora au fost formate concluzii și recomandări relevante contextului istoric actual parcurs de economia națională a Republicii Moldova. Fapt ce este extrem de important, tema fiind suficient de relativ nouă în domeniul științei economice. Doctoratul aduce contribuții personale prin precizarea conceptelor relevante cercetării, dar și prin dezvoltarea modelului grafic economic colaborativ și modelului pieței instrumentelor investiționale alternative, având la bază principiile teoriei pieților emergente, prevederile cărora
contribui la aprofundarea înțelegerii potențialului de creare a condițiilor favorabile care să sprijine extinderea și funcționarea eficientă a instrumentelor investiționale alternative Republica Moldova. Examinând conținutul tezei, sunt de acord cu un șir de părerea autorului, în special și dintre care și remarca faptul că cercetarea expusă care în area paradigmei constructivismului, referință făcută dumneavoastră la pagina 24, care reprezintă una din cele trei mari paradigme ale învățării, alături de behaviorism și cognitivism. Deci este important și a răspuns cel puțin așteptărilor mele în domeniul cercetării pe deplin. În examinarea datelor relevante ce denumită concurența între platforme online și piața investițiilor alternative, autorul se refer ca domeniul distinct al cercetării, aspectele ce aduce extragerea de soluții privind extinderea gamei de oportunități, atât pentru investitori cât și pentru investitori. Astfel, a examinat și a adus precizări ce privește specificul economic actual în țara noastră la diferite modele existente, bazate în cele trei categorii, deja descrise cu aspectele fundamentale descrise de către doctorant și care au avut cunoștință în contextul examinării cerici sau cei care nu au examinat încă vor face cunoștință în continuare. Deci, ulterior realizării unei analize pertinente profunde a stării actuale a pieței instrumentelor investiționale alternative la nivel general, adică nivelul global și în particular Republica Moldova, autorul factual și oportun a prezentat caracteristicile fundamentale care influențează mediul de afaceri și climatul investițional, ce au servit la argumentarea deciziilor și recomandărilor ulterioare pentru dezvoltarea acesteia. Analiza SUOR prezentată de autor se referă la cele mai importante aspecte cu impact asupra procesului de facilitare și impulsionare a dezvoltării pieței instrumentelor financiare alternative. La capitolul valoare teoretică și practică a tezei, menționez că valoarea teoretică relevă din area suficient de complex și profund examinat al teoriilor studiate, autorul reușind să aducă aportă propriu atât în sfera conceptualizării din autorul teoretică, cât și la luarea măsuri de politici economice de ordine pragmatic, actuale și relevante, structurii vieții financiare, dar și stadiul actual, menționez stadiul actual, reușind gradul de utilizare tehnologiilor, de populația și agenții economice de epoca Moldova din țara noastră. Menționând aici că Moldova Digital Index a constituit 4.1 în 2022 din 5 posibil, ceea ce înseamnă că avem niște precondiții ca să adoptăm aceste instrumente bazate pe platforme și utilizare tehnologiilor informaționale suficient de înalt. Așa, deci rezultatele dumneavoastră, după cum și-ați menționat, vin să aducă, să aducă un aport practic, pragmatic al țării, prin faptul că vor contribui la atingerea și realizarea unui șir larg de acțiuni prevăzute în strategiile și planurile de dezvoltare a Republicii Moldova, mă refer aici la Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2030, mă refer aici și la strategii sectoriale, cum ar fi strategia de dezvoltare digitală a Republicii Moldova, de dezvoltare economică recent adoptată, precum și planul național, programul național în domeniul cercetării și dezvoltării. Despre metodologie cercetării, pe scurt zic doar că apreciez decizia reușită în ce privește instrumentele din metode de cercetare utilizate, precum și distincțiile și chiar urmarea etapizării procesului de cercetare și a instrumentarului statistic ales și utilizat real în cadrul cercetării. În altă precizie, indicatorii și indicii utilizați la operaționalizarea ipotezei de cercetare, care sunt focusați pe captarea aspectelor adopției reale a inovațiilor tehnologice în domeniul finanțelor și intermediere financiare efective. Evident că acestea sunt spuse în contextul în care l-ați expus și dumneavoastră și eu susțin, trebuie să ținem cont de etapa, de faptul că în Republica Moldova piața aceasta se află în etapă timpurie incipientă de dezvoltare. Structura tezei de doctorat voi spune că corespunde rigorilor normative și a bunelor practici privind elaborarea cercetării unei instituții, cercetarea de prestigiu, conținând în mod tradițional într-o cucerire pe capitol, concluzii generale, și recomandări bibliografia și anexele. Pe parcursul întregii lucrări, de fapt, am relatat prezența opiniilor critice ale autorului asupra rezultatelor obținute de alți cercetători în domeniu,
cercetării, în mijlocul publice, în domeniile conexe cercetării și asupra factorilor cercetați, determinanți sau ce urmează și cu impact asupra fenomenului cercetat, proceselor cercetate în teză doctorat. Deci, de fapt, autorul a reușit elaborarea unei cercetări multidimensionale privind procesul inovațional în economie, particularitățile și modelul funcțional al economiei colaborative, extrăgând factorii și relevă avantajele aduse participanților la modelul economiei colaborative de viață și factorii ce ajută la soluționarea la două probleme dintre cele mai importante și consacrate în teorie economică și știință economică. Soluționarea soluții, dar problemii sporirii intermediului financiare ca un factor determinant al creșterii economice și accentuarea evidențierii aspectului privind soluționarea problemii lăturării sau, să zic, îngrădirii accesului la resurse financiare ca principii fundamentale în cadrul faptului, reținând faptul că în Republica Moldova avem un sistem bazat pe intermediul bancar, în care accesul la resursele financiare este determinat și poate îngrădit de către participanții, de către intermediarii financiari, în special băncile și instituțiile bancare. La fel, ați menționat și despre problemele ce apar concurențiale, soluționarea problemelor concurențiale în piața pe segmentele pieței financiare, descentralizarea pe diverse aspecte ale pieței financiare. Capitolul 2, impunerea analiză determinată a modelului situației pe zonă instrumentului investiționare și analiza cu utilizarea unui set de instrumente statistici, după cum am spus, a datelor statistice, care a fost posibil de cules și analizat și în ce privește piața locală, cât și în special la urmă și în mijlocul pieței globale. Precum și s-a reușit trecerea registra centrelor realizărilor cinci în perspective administrate în țara noastră. În capitolul 3, iarăși, abundă de opinii personale, evaluări critice și se prezintă examinarea din perspectiva atingerii potențialului dezvoltării instrumentelor investiționale alternative și impactul pozitiv al acestor asupra economiei și stabilității financiare. Fapt ce potrivit și bine l-ați realizat, reclamă de fapt necesitatea și importanța perfectării cadrului legal de asigurării creșterii economice. Asigurarea bibliografică, faptul că și calitatea concluzilor generale și recomandări, următorul aspect la care trebuie să mă refer există, este menționez că cercetarea a peste a 2600 de grafici expuse în teze, denotă un efort substanțial al autorului în a examina acelea, faptul că examinând data apariției publicațiilor și constatând că marea parte a publicațiilor se referă la ultimii ani, nu doar decenii, chiar și 5 ani, deci ne-mi permit să zicem că cercetarea de față este de fapt fundamentată pe lucrurile științifice, fundamentale de ordin teoretic și cu o perioadă cu o vârstă, să zic, mai mare de 5 ani care e o cercetare fundamentală și teoriile economice relevante, studiile elaborate în instituțiile internaționale de prestigiu actuale, iarăși sunt de relevanță. Concluziile dezvoltate pe baza analizelor efectuate prezentate atât la finalul fiecărui din subcapitol, cât și sunt expuse logic din interpretarea datelor studiate și expuse în text și analizei anexei tezei, formulate unitar și constat că au fost îmbunătățiți substanțial după comparativ cu etapa precedentă. Referitor la diseminarea rezultatelor cercetării, faptul publicării 8 articole la care s-a expus și doamna profesor universitar doctor habilitat, conducătorul tezei de doctorat, este considerată suficientă pentru a parcurge etapa actuală. Aspectul ce privește valorizarea rezultatelor cercetării rămâne recomand și iarăși am avut și în sală aceste recomandări de a veni cu o publicare
comunicarea acestei lucrări într-un format de o monografie cumva dedicată la persoanelor care își doresc să studieze fenomenul multiaspectual și în ansamblu, într-un format al unei lucrări de natură cu conținut academic și posibil că și în formate mai scurte pentru alte grupe țintă de persoane interesate. Per ansamblu, cercetarea științifică corespunde trigurilor unui cercetări de doctorat, reprezintă reușita academică, fiind de interes pentru comunitatea academică, pentru autoritățile publice, prin fundamentarea faptologică a măsurilor de politici economice de impulsionare a dezvoltării pieței, referite în teză, dar și pentru mediul de afaceri și cetățenii interesați de investirea fondurilor financiare temporar libere și valorificarea acestuia. Un mic aspect care aș propune. Înainte de asta menționez că rezultatele științifice propuse corespund ca în sensă științifică și practică domeniului de cercetare finanțe, ceea ce este extrem de important, deoarece ansamblul său, teza, chiar dacă prezintă și aspecte conexe cercetării, se referă anume la elementul cel mai important de studiat în finanțe, constituirea și repartizarea de fonduri financiare. Acesta este scopul tuturor acestor activități și toate celelalte acțiuni, aspecte cercetate, facturi, vin doar într-o realizare a acestui obiectiv. Deci faptul respectiv este important. Și ceea ce aș avea de recomandat, o recomandare care dumneavoastră ați putea să vă luați în calcul sau nu, sau să o respingeți, este după specificarea proiectelor de cercetare în domeniu, imediat după expunerea banilor cercetărilor de perspective de la finalul tezei, să atrageți atenție, să le prioritizați și să atrageți atenție sporită eficientizării reglementărilor de construire unor elemente eficiente. Aceasta derivă și din cercetarea care ați expus dumneavoastră astăzi în multiple rânduri se observă în cadrul tezei. Avem practica relevantă a Chinei, în care s-a mers pe o altă extremă, să nu reglementeți ca și servicii financiare, dar să reglementeți doar ca o platformă tehnologică. Deci, acest aspect cu siguranță recomandăm ca să continuăm să cercetările. Sperăm ca să fiți unul dintre doctoranzii care cu adevărat preau ritmic și în același continuă publicările. Aprecierea finală. Concluzionez referatul prin a remarca faptul că teza de doctor a domnului Andrei Paslar cu temă dezvoltarea instrumentelor investiționale alternative în vederea realizării creșterii economice reprezintă o lucrare științifică originală, academică, integră, unitară, finalizată, conform normelor etice de cercetare și corespunde specialității 522.01 finanță, fapte care îmi permit să o recomand spre acordarea calificativului de apreciere înaltă și conferirea domnului Paslar Andrei a titlului de doctor în științe economice, specialitatea 522.01. Scuze dacă vă doamnă. Vă mulțumim mult pentru un aviz doar într-o probă atât de amplu, dar contrastiv, detaliat. Dar ați fost și membru al comisiei de îndrumare și ați văzut probabil cel mai bine cum se schimba la față la fiecare etapă. Așa, în continuare, stimați colegi, mă invităm pe doamnă doctor, conferențiar Corina Cușnir, la fel pentru a da citirea vizului sau doamnă Cușnir, vă rog. Stimate domnule președinte, stimate doamnă profesor, stimați colegi, cu permisiunea dumneavoastră prezint referatul de analiză asupra tezei de doctor în științe economice intitulată dezvoltarea instrumentelor investiționale alternative în vederea realizării creșterii economice elaborată de către domnul Andrei Paslar în vederea obținerii titlului de doctor în științe economice la specialitatea 522.01 finanțe. În cadrul referatului m-am expus pe următoarele aspecte, constatări și aprecieri generale.
Teza de doctorat în științe economice pe care am analizat-o este focalizată pe problematica dezvoltării instrumentelor investiționale alternative, identificării rolului acestora în susținerea creșterii economice durabile prin revizuirea și reconfigurarea viziunii existente și elaborarea de noi soluții. Evidențiem că stabilitatea formelor tradiționale de investire și neîncrederea în profitabilitatea lor în urma crizelor financiare, aspirații spre înregistrarea unui nivel calitativ nou al dezvoltării capitalului investit sunt premisele de bază pentru dezvoltarea instrumentelor investiționale alternative. Per total, instrumentele investiționale alternative sunt de obicei considerate un adaos solid la orice portofoliu de investiții și sunt privite ca factor principal în impulsionarea dezvoltării economice, iar caracterul relativ nou al acestei piețe argumentează necesitatea unei analize mai profunde a segmentului dat lucru realizat în cadrul tezei de doctorat. În baza acestor considerații generale, remarcăm importanța semnificativă și actualitatea temei de cercetare atât în Republica Moldova cât și în alte state ale lumii. În această perspectivă, autorul și-a stabilit de la bun început reperele de analiză ale cercetării, insistând pe documentarea experienței internaționale în domeniul utilizării instrumentelor investiționale alternative, elucidarea mecanismelor și tehnicilor de utilizare a instrumentelor pieței investițiilor alternative, studierea legislației și strategiilor de dezvoltare a Republicii Moldova cu scopul identificării posibilităților de utilizare a instrumentelor investiționale alternative la nivel local, evaluarea impactului finanțării prin instrumente investiționale alternative asupra creșterii economice a Republicii Moldova, elaborarea modelului econometric al pieței instrumentelor investiționale alternative și al factorilor determinanți sociali de reglementare economici și tehnologici care o influențează și propunerea unui plan de acțiuni pentru implementarea mecanismului de formare a pieței instrumentelor investiționale alternative pe plan local. În elaborarea lucrării, autorul s-a bazat pe o largă documentare în domeniu, susținută prin cele peste 200 lucrări din literatura de specialitate și alte surse de informare, concretizând o cercetare științifică ce se desfășoară pe parcurs la 130 pagini, cărora li se adaugă o listă de 6 anexe complexe. Teza de doctorat în științe economice are o structură logică, reflectată pe 3 capitole și o sinteză a rezultatelor obținute. Constatări și aprecieri analitice. În acord cu prevederile metodologice de cercetare științifică, în primul capitol a tezei de doctor în științe economice, autorul cercetează triolegătura, bazele filosofice, teoria lui Schumpeter și abordarea neo-schumpeteriană în procesele investiționale în economie, cu scopul fundamentării studiului în domeniul proceselor investiționale. Totodată, autorul deduce că piața instrumentelor investiționale alternative se bazează pe ideile transformării schumpeteriene, care însoțește inovațiile radicale și reconstruiesc structura bancară tradițională, creând o structură nouă, descentralizată. În această ordine de idei se trece de la tratările filosofice ale domeniului studiat la bazele teoretice concrete ale noilor instrumente, în special la economia colaborativă, care analizează factorii cu impact asupra creșterii economice și strategiile utilizate, cu identificarea elementelor fundamentale ale dezvoltării investițiilor alternative în Republica Moldova. În contextul desfășurării tematicii de cercetare sunt elucidate viziunile savanților privind economia colaborativă, precum și principiile fundamentale ale analizei și rolul platformelor online. În acest cadru, autorul elaborează model grafic al economiei colaborative în baza definiției proprii. În continuare, cercetării se analizează teoria piețelor emergente, prevederile căreia pot fi aplicate Republicii Moldova, caracterizată printr-un potențial ridicat al pieței instrumentelor investiționale alternative, care pot juca un rol cheie în sprijinirea creșterii economice și dezvoltării sociale. Punctând elementele fundamentale ale pieței instrumentelor investiționale alternative, autorul evidențiază sarcinile care necesită a fi rezolvate și propune o serie de soluții pertinente. Apreciem efortul autorului de a elucida detaliat apariția și natura instrumentelor investiționale alternative,
scoțând în evidență asemănările și deosebirile dintre ele cu referire la practica diferitor state. Acest fapt îi va permite în continuare să elaboreze o definiție proprie a instrumentelor investiționale alternative, prezentând grafic piața finanțelor alternative. Pe fundal analizei efectuate, în lucrare sunt sistematizate modele aferente pieței instrumentelor investiționale alternative, punctând elementele forte, lacunele existente și sunt scoase în evidență avantajele competitive ale finanțării prin intermediul accesului la această piață. Detaliat, autorul analizează riscurile specifice pieții instrumentelor investiționale alternative la care sunt expuși participanții pieței și, după cum prevede și metodologia cercetării științifice, propune soluții de minimizare acestora cu referire la practica altor state. În cadrul capitolului analitic, cu scopul accentuării rolului instrumentelor investiționale alternative în vederea realizării creșterii economice, se analizează volumul și tendințele de ascensiune a pieței internaționale a instrumentelor investiționale alternative în baza studiului bazei de date Centrului pentru Finanțe Alternative de la Cambridge. Acest fapt, a determinat autorul să efectueze un studiu suplimentar și aprofundat a pieței autohtone, să identifice problemele specifice și să proiecteze perspectivele de dezvoltare. În acest context se scot în evidență problemele care se confruntă întreprinderile mici și mijlocii ca motor al creșterii economice la compartimentul accesului la surse de finanțare. Analiza detaliată a pieței instrumentelor investiționale alternative a servit ca fundament pentru identificarea punctelor tari, slabe, oportunităților și amenințărilor prezentate în cadrul analizei SWOT. Înscriindu-se pe aceleși coordonate ale cercetării, în teză se realizează o analiză econometrică a unui eșantion panel de 90 observații în perioada a 3 ani în 30 state selectate pe baza criteriilor de diversitate a condițiilor pieței financiare, dezvoltare economică durabilă, capacitățile tehnologice și gradul de dezvoltare a instituțiilor. În rezultatul modelării econometrice, utilizând variabile endogene și cele exogene, autorul reușește să elaboreze un plan de acțiuni specific pentru funcționarea eficientă a pieței autohtone a instrumentelor investiționale alternative. Toate acestea au permis autorului să formuleze propuneri și recomandări care vor contribui cu certitudine la instituționalizarea participanților pieței investițiilor alternative, internaționalizarea fluxurilor de tranzacții transfrontaliere, incluziunea financiară, identificarea riscurilor și lacunelor în legislație. Autoreferatul reflectă conținutul tezei, sunt identificate tezele fundamentale pe care autorul dorește să le susțină în fața Comisiei de Susținere Publică a tezei de doctorat. Concluziile reflectă investigațiile autorului, recomandările sunt utile pentru implementare în vederea asigurării fiabilității și eficienței sistemului investițiilor alternative, dezvoltării pieței instrumentelor investiționale alternative în general și Republica Moldova în particular. Publicațiile de autor sunt în legătură directă cu tema de cercetare și reprezintă principalele direcții de dezvoltare a demersului investigațional. Aportul științific al tezei de doctor în științe economice. Analiza tezei de doctor pune în evidență următoarele contribuții ale autorului. Definirea și reprezentarea grafică a economiei colaborative și pieței instrumentelor investiționale alternative. Compararea pieței internaționale a instrumentelor investiționale alternative cu cea autohtonă, cu recomandarea utilizării modelelor de finanțare din bilanțul platformelor, analiza detaliată a stării actuale a pieței instrumentelor investiționale alternative în Republica Moldova prin intermediul analizei SWOT, analiza impactului normativ al noilor acte legislative în Republica Moldova în reglementarea activității pieței instrumentelor investiționale alternative, elaborarea planului de acțiuni specific pentru îmbunătățirea mecanismelor de formare a pieței instrumentelor investiționale alternative în țara noastră și efectuarea analizei econometrice a pieței instrumentelor investiționale alternative, rezultatele simulării, servesc de bază pentru formularea recomandărilor de dezvoltare și îmbunătățirea cadrului legislativ, cu scopul asigurării funcționării eficiente a pieței instrumentelor investiționale alternative. Obiecții și sugestii la teza de doctorat în științe economice. Considerăm că lucrarea recenzată este actuală, fiind argumentată din punct de vedere teoretic și practic.
Totodată, analiza tezei ce este propusă spre examinare relevă următoarele neajunsuri, fie în definitivare, fie efectuare cercetărilor științifice, care nu alterează valoarea practică acesteia. Astfel, pentru a înțelege motivațiile și experiențele utilizatorilor platformelor de investiții alternative, ar fi binevenită realizarea unui sondaj care să evalueze factorii determinanți pentru investitori și creditori. Rezultatele vor oferi informații valoroase pentru îmbunătățirea platformelor, formularea politicilor publice și ajustarea strategiilor de marketing, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă a pieței instrumentelor investiționale alternative. Concluzii finale. Considerate în întregul său, teza de doctorat în științe economice, elaborată de către domnul Paslari Andrei, reprezintă o cercetare științifică valoroasă în domeniul pieței instrumentelor investiționale alternative cu reale calități, între care remarcăm. Tema tratată prezintă interes major și este de permanentă actualitate prin natura problematicii propuse. Cuprinsul lucrării se anexează pe o amplă analiză a fenomenelor vizate și fundamentarea constatărilor, aprecierilor și opiniilor personale față de soluționarea problemelor aferente dezvoltării pieței instrumentelor investiționale alternative și creșterii economice. În elaborarea lucrării s-a apelat la o bogată documentare prin largă informare din literatura autohtonă și străină. În prelucrarea materialului informativ se folosește un instrumentar modern de analiză financiară, oferind o argumentație practică solidă prin intermediul căreia s-au formulat interpretările și constatările. Autorul utilizează cu dibăcie metodele de cercetare selectate, deducere pe care am efectuat-o din analiza autorului în capitolul 2, precum și elaborările prezentate în capitolul 3. Lucrarea atestă abilități de utilizare a conceptelor și instrumentelor de cercetare științifică în domeniul abordat și confirmă calități de cercetător de care dispune autorul acesteia. Textul tezei este elaborat într-un limbaj corect, concentrat pe analize și sinteze pertinente. Stilul expunerii este clar, convingător și coerent. Examinarea detaliată a tezei permite să constatăm că obiectivele științifice pe care autorul și le-a stabilit de la bun început au fost atinse la un nivel foarte bun și într-un mod relevant. Prin urmare, teza de doctorat în științe economice elaborată de către domnul Paslari Andrei respectă standardele științifice acceptate, concretizează o cercetare științifică de amploare în care spiritul critic, analiza și sinteza, constatările și concluziile conferă lucrării un conținut valoros atât în plan teoretic cât și aplicativ, de actualitate și importanță semnificativă. Și în continuare susțin demersul autorului, iar acesta poate fi acordat titlul de doctor în științe economice la specialitatea 522.01 finanțe, calificativul pe care îl acord fiind foarte bine. Vă mulțumesc! Da, vă mulțumesc, doamnă Ușor. Și în continuare, prin cuvântul doamnei Svetlana Glorca, doctor științei economice la Universitatea Universitară, plăcere pentru a ne da citire la cunoștință referatul din Universitatea. Vă rog, doamnă. Спасибо большое. Я извиняюсь, если возможно, я могу читать рефераты на русском языке. Безусловно, он существует и на румынском языке. Есть его вариант. По резюмату можно на трех языках. Да, у нас два пока. Уважаемые члены комиссии, уважаемые коллеги, позвольте представить мне рецензию на диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук, развитие альтернативных инвестиционных инструментов в целях достижения экономического роста, разработанная Антоном Андреем Паслари под руководством доктора Капитан, профессора Донны Людмилы Кавзари на соискание титула доктора экономических наук по специальности 522-01 финансы. На основании изучения исследования Шопенгауэра работы можно прийти к следующим выводам. Теоретико-концептуальная и методологическая основа диссертации содержит основательный анализ ситуации в исследуемой области. Теоретическая часть диссертации автор исследовал и представляет синтез экономических теорий и концепций относительно эволюционного развития современной экономики, основанной на появлении инновационных технологий и отраслей, сопровождаемых развитием соответствующей инфраструктуры.
Думаю, послание выделил основные фазы технико-экономических парадигм и углубленно исследовал ключевые элементы теории экономического развития Шумпетера и сформулировал основные тезисы неошумпетерианского подхода на примере ряда стран с наиболее высокотехнологичной экономикой, выделил его потенциал для инновационного развития экономики. В качестве наиболее подходящей теоретической основы рынка альтернативных инвестиционных инструментов автором была выбрана модель экономики совместного потребления. Думаю, послание для основания исследования значительного объема библиографических источников выделил определение принципов модели экономики совместного потребления, ключевые аспекты теории развивающихся рынков, характеристики и классификации основных альтернативных инвестиционных инструментов, а также ассоциированные с ними риски. Задачи, сформулированные и рассмотренные в диссертации, основаны на анализе как национальной, так и в значительной степени международных норм и практики. Некоторые из этих проблем уже рассматривались другими авторами, и докторант углубленно исследовал их. Другие являются аспектами новыми, но решения, предложенные докторантом, очевидно направлены на развитие экономической системы Республики Молдова. В настоящее время, учитывая специфику экономики Республики Молдова, уровень технологического развития, перспективы внедрения и применения альтернативных инвестиционных инструментов, факторы развития альтернативных инвестиционных инструментов, пути повышения эффективности инвестиционного процесса посредством внедрения инновационных финансовых инструментов с целью обеспечения экономической устойчивости и развития страны, сопутствующие риски, мало исследованы. Таким образом, данное исследование является актуальным и необходимым. В рамках его проведения выявляются и решаются актуальные проблемы, связанные с привлечением финансовых ресурсов для обеспечения экономической устойчивости и развития экономики Республики Молдова. Научная новизна. Тема исследования представляет собой оригинальный подход к такой малоизученной проблеме, как теоретические и практические аспекты повышения эффективности инвестиционного процесса и стимулирования экономического роста посредством внедрения рынков альтернативных инвестиционных инструментов. Автор представляет список инновационных элементов, среди которых наиболее ценными с научной точки зрения являются разработка авторского определения графической модели рынка альтернативных инвестиционных инструментов, определение степени влияния и объемов инвестирования на экономический рост Республики Молдова через рынок альтернативных инвестиционных инструментов, разработка эконометрической модели, которая позволяет исследовать силу и вектор корреляции между детерминантами рынка альтернативных инвестиций и его объемов, а также объяснение причинно-следственных связей с целью определения приоритетных направлений развития рынка альтернативных инвестиционных инструментов. Научная новизна полученных результатов также заключается в том, что автор разработал систему детерминант переменных, оказывающих влияние на развитие рынка альтернативных инвестиционных инструментов и систематизировал их в разрезе соответствующих групп показателей. Можно прийти к выводу, что исследовательская гипотеза, сформулированная в диссертации, является оригинальной и новаторской. Диссертация имеет выраженную практическую направленность. Дом Позлаев проанализировал основные модели рынка альтернативных инвестиционных инструментов, выделил преимущества финансирования посредством рынка альтернативных инвестиций и факторы, влияющие на его развитие, определил основные проблемы рынка альтернативных инвестиционных инструментов, риски его участников, а также, что представляется важным, на основании изученных теоретических материалов и международной практики обозначил и систематизировал основные пути их преодоления. Все вышеизложенное обладает практической ценностью для регуляторов финансового рынка Республики Молдова, которые на данном этапе развития решают задачи по созданию, с одной стороны, высокоэффективного рынка по привлечению национальными компаниями, в том числе и малыми и средними предприятиями инвестиционного капитала, и с другой стороны, они создают безопасную площадку, где потенциальные инвесторы, независимо от степени их квалификации, могли бы с низкой степенью риска размещать своевременно свободные средства. Полученные результаты свод-анализа и исследования соответствующей законодательной базы позволили автору определить приоритетные направления государственной политики и разработать план действий по внедрению механизма формирования альтернативных инвестиционных инструментов Республики Молдова в целях достижения экономического роста. Практическая ценность исследования подтверждается соответствующими прилагаемыми сертификатами. Автору была предложена цель исследования, заключающаяся в выявлении факторов развития альтернативных инвестиционных инструментов, повышении эффективности инвестиционного процесса, обеспечивающего устойчивый экономический рост, повышение конкурентоспособности рынка альтернативных инвестиционных инструментов в Республике Молдова. Согласно поставленной цели, автор выделил 7 последовательных и логически сформулированных задач. Предлагаемая в защите работы прошла 4 фазы единого исследовательского процесса. Выбранные подходы, используемые качественные и количественные методы и приемы исследования адекватны задачам исследования. Для выявления тенденции и факторов влияния автор применил статистические методы обработки данных, такие как традиционный анализ, регрессионный анализ, проведенный с применением приложения ЕЛИОС. Решение поставленных докторской диссертации задач, осуществленное посредством применения широкого спектра методических инструментов, различных научных методов, процедур, приемов, индикаторов, методик, свидетельствует об успешном владении авторов
вышеперечисленных инструментов. Концепция качества текста, содержание докторской диссертации, логическая последовательность изложения материала, наличие четкой структуры исследования, его строгое соответствие плану демонстрирует, что автор диссертации является уже вполне сформировавшимся ученым. Изученный материал, теоретический и эмпирический анализ, полученные собственные результаты, изложены в научном стиле. Концепция, определение, смысл работы отображены связано и логично, использован профессиональный язык, соответствующий рассматриваемой теме. Графическая и табличная составляющая диссертации и их представления продуманы и отформатированы, что обеспечивает наглядность и удобство восприятия. Благодаря способу изложения и его стилистическому единообразию, диссертация изложена смысловой точностью, результаты ясны и точны, что характеризует автора как специалиста в исследуемой области. Диссертация изложена и отредактирована в соответствии с требованиями ГИДа. Библиографическое обеспечение. Диссертационная работа основана на очень сильной библиографической базе, включая 206 библиографических источников, представленных как фундаментальными исследованиями, так и новейшими актуальными научными работами в области инвестиций и источников их финансирования, национальной международной нормативной базой, связанной с темой исследования, различными программами, документами и исследованиями, проведенными национальными экспертами и экспертами различных международных финансовых организаций. Вместе с тем, следует отметить, что не все исследованные в работе нормативно-правовые акты в должной мере нашли отображение в библиографических источниках. Но в целом библиография, изученная, цитирована указанной диссертации, очень широко представлена на трех языках. В списке библиографии представлены собственные работы автора, на которые делается ссылка по всему содержанию диссертации, что свидетельствует об их оригинальности и актуальности. Требования по оформлению цитирования соблюдены. Представлены общие выводы и рекомендации, отражают основные теоретические и практические результаты диссертационной работы. Автор смог представить структурированное изложение полученных результатов, исходя из поставленных целей исследования, соотнесенных с темой исследования и целью диссертации. Сформулированные выводы и рекомендации подчеркивают личный вклад автора, четко ориентированы на его теоретическую значимость и практическую ценность. Тому послание смог осветить пути решения выделенной научной проблемы, подчеркнув свой собственный вклад в этом отношении. Сформулированные рекомендации содержат план действий по внедрению механизма формирования рынка альтернативных инвестиционных инструментов в Республике Молдова, который включает 4 стратегических направления, ясно изложенных и структурированных. Значимость полученных результатов исследования и сформулированные рекомендации были подтверждены такими государственными органами власти, как Национальная комиссия по финансовому рынку, Министерство финансов и так далее. Таким образом, методология исследования, теоретическая база, аргументированные эмпирические исследования, хорошее знание исследуемой области, научная значимость полученных результатов позволили автору сформулировать рекомендации, предлагающие инновационный взгляд на привлечение инвестиционного капитала посредством альтернативных инвестиционных инструментов в целях обеспечения финансирования национальной экономики и обеспечения ее устойчивого развития. Соответствие содержанию диссертации. Аспирант исследовал утвержденную тему, содержание диссертации в полной мере соответствует ее названию. В ходе исследования были разработаны и опубликованы 8 научных работ, соответствующих теме диссертации, включая одну работу, которая была представлена в международном научном журнале. Способность докторанта к синтезу хорошо была продемонстрирована при написании этого реферата, где нашли полное отображение все основные положения диссертации. Структура объемов реферата полностью соответствует установленным требованиям. В качестве замечаний и предложений по диссертации. Диссертация, разработанная господином Паслари, выполнена на высоком научно-методическом уровне. Существует некоторое незначительное замечание по его структуре. Введения немного превышают установленные нормы. И в качестве предложений. Учитывая теоретическую и практическую ценность диссертации, следует отметить, что она открывает новые горизонты исследований в будущем. Например, для выявления возможных сложностей при развитии альтернативных инвестиционных инструментов на современном этапе. Возможно, было бы полезно с применением предложенных диссертаций методов и индикаторов проанализировать влияние выделенных автором детерминат на эволюцию функционировавших ранее в Республике Молдова краудфандинговых платформ были такие как «Партичипинга», «Испрежная», «ГВР-24МД», которые помимо финансирования социальных и благотворительных программ привлекали инвестиции для бизнес-проекта, в том числе и из-за рубежа. И в качестве заключения. В результате оценки диссертационной работы по теме развития альтернативных инвестиционных инструментов в целях достижения экономического роста выполнены доном Андрей Паслай под руководством доктора хабилитат профессора Дона Леонидовна Хабсай, полагаю, что данное исследование соответствует требованиям предъявляемого докторской диссертации, а его автор Дон Андрей Паслай заслуживает присвоения звания доктора экономических наук по специальности 522-1 финансы. Спасибо.
Vă mulțumesc dumneavoastră, doamnă Deloca, pentru aviză. Ne-a mai rămas, stimați colegi, încă un aviz, pe urmează să dau și eu citire. Referat științific, care m-am elaborat 6 pagini. Să mă străduiesc să țin cont că colegii mei foarte bine s-au expus absolut toate dimensiunile și compartimentele care sunt prezente în structura unui astfel de referat. Să mă străduiesc să fac o, deci ați dat o sinteză. Deci, onorat asistență, referatul la teza de doctor dezvoltarea instrumentelor investiționale alternative în vederea realizării creșterii economice, prezentată spre susținere publică de către domnul Andrei Paslari, în cadrul Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat, la specialitate 522.01 Finanțe. Am să încep cu actualitatea. Aici am să reiterez încă o dată că sunt de acord absolut cu toți antevorbitorii, că tematica abordată este de o importanță mare în contextul economic, atât internațional, și contextul chiar și economic-financiar, dar și cel național. În ultimul deceniu, piețele financiare au cunoscut o evoluție foarte dinamică, o dezvoltare semnificativă, inclusiv datorită crizelor economice, care pe loc au devenit crize pentru unii, dar oportunități pentru alții. Și, de rândul aceasta, fluctuațiile acestor piețe, dar și inovațiile tehnologice, care în măsură, deci, așa, cu progresii geometrice s-au dezvoltat în ultimul timp. De aceea, instrumentele investiționale tradiționale, cum ar fi depozitele, obligațiunile, acțiunile, cumva așa, da? Au devenit mai volatile, au oferit randamente variabile, iată ținând cont de aceste falimente sau rezultate mai negative a crizelor. Și au determinat, sigur, că investitorii caută alternative pentru diversificarea portofoliilor lor, în măsura în care ar putea să obțină niște randamente mai atractive. Și acum, dacă fac o paralelă cu Republica Moldova, aici eu chiar aș spune că noi nici nu prea avem așa mari oportunități și unde noi să investim ca cetățenii Republicii Moldova, comparativ cu o situație mai dezvoltată în acest domeniu, în țările care au mers mai departe. Deci, autorul a fost foarte, în primul rând, curajos când a ales această tematică. În ultima instanță a venit cu rezultate, propune sugestii care o să prindem așa pe parcurs. Cu asta am să finalizez aici. Am să, deci, în patru interes, actualitatea temei este una destul de deci, actuală și va rămâne pentru noi actual încă o perioadă bună de timp. Analiza metodologiei utilizate și gradul de corespundere acestea cu obiectivele menționate. Doctorandul, din punct de vedere metodologic, și-a structurat cercetarea, așa cum am observat, în 4 etape distincte ale unui proces de cercetare coerent, prin prisma componentelor pe care și-a trasat exploratorii, descriptivii, cauze-efect și de evaluare. Metodologia utilizată în cadrul lucrării este destul de complexă, dar totodată bine adaptată pentru a răspunde obiectivelor pe care și le-a trasat. A folosit o combinație de metode teoretice și empirice, care asigură o abordare comprehensivă și detaliată a temei de cercetare. Analiza literaturii de specialitate este realizată într-o manieră la fel destul de comprehensivă, evidențiind conceptele esențiale și contribuțiile semnificative din domeniul instrumentelor investiționale alternative. Și polemica pe care a demonstrat-o și care a realizat-o în teză ne face să credem și să ne asigurăm, ne-am asigurat, de fapt, încă o dată, că avem în fața noastră un specialist, un cercetător destul de copt pe această dimensiune, care
cu elenizat și cu Schumpeter, dar și cu, și cu cei și cu specialiștii din epoca modernă. Desigur că aici am unde să apreciem gradul de corespundere a metodologiei cu obiectivele lucrării, care sunt, după noi, clar definite, bine structurate și metodologia aleasă a permis autorul să-și le atingă într-un mod eficient. Analiza conținutului tezei de doctorat, îmi fac și eu ca colegii o incursiune foarte succintă pe capitolul de gradă. Pentru teza are o structură clasică, aici noi nu avem ceva de enumerat, este așa structură clasică care suntem deprindem, da? Introducere, notările, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie și anexele. Însă, am să mă opresc la, așa, la fiecare capitol. Deci, în primul rând, fiecare capitol abordează dimensiuni diferite ale subiectului cercetării, fundamentarea teoretică a pieței, instrumentelor de gestionare alternative, analiza modelelor și stării pieței și dezvoltarea pieței acestor instrumente în țara noastră pentru realizarea creșterii economice. Ori acesta este, de fapt, scopul de bază, da, pe care urmărește autorul, cum dezvoltarea instrumentelor gestionale vor contribui, alternativ, vor contribui la creșterea economică pe ansamblu a economiei noastre naționale, ori aici noi, în ultimul timp, așa, ne mișcăm mai greu ritmul de creștere în ultima decadă sunt mult mai mici decât decadele precedente. În primul capitol, fundamentele teoretice ale pieței instrumentelor investiționale alternative. Autorul Andrei Paslar a explorat baza teoretică solidă, iar așa accentuiesc, discutând teoriile economice relevante în cadrul conceptual pentru studiul pieței investiționale alternative. Autorul analizează diverse tipuri de instrumente investiționale alternative, evidențiind avantajele și dezavantajele fiecărui, precum și rolul lor în diversificarea portofoliilor de investiții și reducerea riscului. Acest capitol stabilește contextul necesar pentru înțelegerea fenomenului studiat și oferă o fundamentare teoretică și riguroasă. A parcurs multe definiții, multe clasificări, multe tipologii, și în acest sens vreau să apreciez încercarea reușită a autorului de a propune și o definiție proprie, în accepție proprie, a pieței instrumentelor investiționale alternative. Concomitent, susținem poziția autorului, precum că piața instrumentelor de investiții alternative este modernă, orientată către utilizarea tehnologiilor avansate și completează sectorul financiar tradițional. În capitolul 2, analiza modelelor și pieței instrumentelor investiționale alternative, autorul se concentrează pe analiza modelelor și a stării pieței investiționale alternative la nivel global și național. A examinat reușit, din punctul nostru de vedere, evoluțiile recente din domeniu, tendințele de dezvoltare și impactul acestora asupra economiei globale. De asemenea, a analizat și reglementările, politicile publice care influențează dezvoltarea pieții acestor instrumente, atât în țările dezvoltate, cât și în economiile emergente. Și noi am regăsit la sfârșit și în recomandări, de asemenea, care vin nu numai pentru sectorul privat, dar vin, de asemenea, pentru și pentru sectorul deci public, în faptul de decidență care gestionează economia. Aici țin să apreciez contribuția autorului, prin care se detalează trei categorii principale de modele în acest domeniu. Modele bazate pe împrumuturi, modele bazate pe investiții în capital acționar și modele non-investiționale. În categoria modele bazate pe împrumuturi, accentul cade pe diverse forme de creditare online, inclusiv creditare peer-to-peer, finanțarea din devastul platformelor, comerțul cu facturi și tipuri de valoare. În ceea ce privește modele bazate pe investiții în capital acționar, se discută despre finanțarea participativă de capitalul propriu și în domeniul imobiliar, unde investitorii pot achiziționa acțiuni sau investiții în proprietăți imobiliare pentru a profita de distribuirea profiturilor sau creșterea valorii active. Și modele non-investiționale, în acest capitol, sunt prezentate ca alternative în care finanțarea este acordată fără să cere un randament financiar garantat de la debitor. În acest sens, doctorandul reușește corect să evidențieze avantajele competitive de acestor platforme față de instituțiile financiare tradiționale, cum ar fi accesul extins la capital pentru startup-uri și întreprinderi
mici costurile reduse și oportunitățile de diversificare a portofoliilor de investiții. Prezintă interes și analiza detaliată a structurii pieței globale a instrumentelor investiționale alternative, care arată o creștere constantă în volum. Deja dumneavoastră mi-a explicat când cu includerea tine, excluderea tine, dar în principiu a demonstrat în dinamică că piața totuși a fost în creștere, cu excepția ultimului, deci ultimului an. În al treilea capitol, modalități și factori de dezvoltare a pieței instrumentelor investiționale alternative Republica Moldova, în vederea realizării creșterii economice. Aici autorul, așa cum sună titlul capitolului, s-a axat pe dezvoltarea pieței instrumentelor investiționale alternative în țara noastră. De menționat modul în care doctoratul analizează contextul economic și financiar al țării, identificând provocări și oportunitățile specifice, propune măsuri concrete pentru stimularea dezvoltării acestei piețe, bazate pe analiza datelor empirice și pe modele econometrice. De asemenea, sunt discutate inițiativele locale și internaționale care pot fi adaptate pentru a sprijini dezvoltarea pieței investiționale alternative în țara noastră. Susținem demersul autorului, precum că perfecționarea cadrului legislativ este crucială pentru o piață stabilă și transparentă, reducând riscurile și crescând încrederea investitorilor. De asemenea, analiza econometrică pe care a întreprins-o și modelele elaborate, da, de autor, sugerează că factori precum libertatea economică, dezvoltarea infrastructurii financiare și încrederea socială influențează semnificativ volumul investițiilor alternative. Urmarea acestui model, autorul vine și cu un plan de acțiuni propus, da, care include îmbunătățirea legislației, stimularea inovării și evaluarea implementării deci legii pentru consolidarea pieței investiționale alternative în Republica Moldova. Evaluarea critică a rezultatelor cercetării, concluziilor finale, recomandărilor și a impactul acestora asupra domeniului abordat. Deci, sigur că în procesul de analiză suntem nevoiți să abordăm deci, așa, într-o manieră critico-constructivă sau constructivă, dar și critică rezultatele cercetării, care constituie o etapă esențială a analizei. Trebuie să menționez că rezultatele care a ajuns doctorandul sunt relevante și bine fundamentate, oferind o contribuție semnificativă la înțelegerea și dezvoltarea pieței instrumentelor investiționale alternative. Rezultatele arată că instrumentele investiționale alternative pot oferi soluții viabile pentru diversificarea portofoliilor de investiții și reducerea riscului, contribuind în același timp la dezvoltarea economică sustenabilă. Recomandările propuse sunt concrete și aplicabile, vizând îmbunătățirea cadrului legislativ și de reglementare, creșterea gradului de conștientizare și educație financiară și stimularea cooperării dintre sectorul public și privat. Evaluarea critică a rezultatelor cercetării evidențiază faptul că autorul a reușit să identifice și să analizeze corect factorii care influențează dezvoltarea pieței instrumentelor investiționale alternative și, de asemenea, modelele economice care le-au utilizat au permis o evaluare precisă a impactului acestor factori asupra creșterii economice. Caracterul de noutate a lucrării este evident prin abordarea unor teme emergente și insuficient explorate în literatură de specialitate, în genere, pentru cazul Republicii Moldova, cred că este o teză de pionierat pentru examinarea asta. Deci, analizii piețelor, deci instrumentelor alternative. Discursul său științific este profund și bine argumentat, demonstrând o înțelegere temenică a subiectului și o capacitate de analiză critică. M-am convins încă o dată astăzi de acest lucru în contextul în care am urmărit prezentarea, pentru prima dată am asistat la prezentare, deci nefiind anterior membru a Comisiei de îndrumare și așa, mod așa, de expunere, de argumentare, de răspundere, deci de răspuns la întrebări care au fost acordate, m-au comis încă o dată că originalitatea cercetării este susținută de identificarea unor elemente concrete, formularea unor definiții clare, cu care nici ar contribui la literatură de specialitate.
care sunt relevante pentru domeniul studiat. Autorul a reușit să ne ofere o analiză cuprinzătoare și bine fundamentată a tematicii studiate și una din contribuțiile semnificative este, bine, sunt mai multe, eu, așa, dacă eu întrebat care ar fi principalele, să mă refer încă o dată caracterul inovativ al dezvoltării modelului econometric destul de original, care ne permite evaluarea impactul instrumentelor de gestionare alternative asupra creșterii economice. Este, deci, bine justificat, bazat pe așa, pe analiză detaliată a literaturii de specialitate, a datelor empirice, și i-a permis, desigur, ca autorul să identifice factori determinanți și să vină, în final, și pe acel plan de acțiune. Aprecierea privire la stil, claritate și precizie exprimării. Stilul tezei este adecvat unui demers științific de acest nivel. Autorul reușește să prezinte concepte complexe într-un mod accesibil și coerent. Toate tabelele, figurile sunt bine integrate în text, contribuind la claritatea prezentării datelor și susținând argumentele prezentate. De asemenea, s-a reușit să facă înțeles și să fie rezumate ideile înțelese și să fie rezumate ideile principale din atât literatura de specialitate care acoperă aspectele esențiale ale cercetării, dar încă o dată acest lucru ne arată că nu doar înțelege foarte bine subiectul, dar a putut să explice lucrurile într-un mod așa clar și simplu. Eu trebuie să recunosc pentru mine personal a fost o temă destul de complicată. Deci o cercetare destul de complicată. Însă, din considerentul că a trebuit să citesc teza în limba rusă, așa cap-coadă, având numai referatul în limba rusă, în rezumatul, adică și în engleză. Dar eu chiar și în limba rusă, destul de bine m-am descurcat și am înțeles absolut tot și asta, de tot încă o dată, cum autorul reușește să utilizeze corect termeni, să explice și să aibă un limbaj așa destul de clar, coerent și să spunem așa, pe nivelul cititorului meu, așa cum spunem, da? Cum noi zicem la bacalaureat, să fie chestia de el. El e mediu și așa aici. Eu, desigur, nu mă refer la componenta de cunoștință, eu mă refer la componenta doar de că am reușit foarte bine să înțeleg lucrarea scrisă în limba rusă. Apreciez corectitudinea și atenția riguroasă acordată aparatului științific și descrierile bibliografice din teza. Lucrarea conține o impresionantă bibliografie formată din 206 surse, reflectând cercetare amplă și detaliată acestora, ceea ce demonstrează încă o dată cât de profund s-a detalizat în subiectul cercetării. Apreciez de asemenea la acest compartiment, da, a structurii și modul în care autorul prezintă lucrarea, inclusiv cele 9 figuri, 8 tabele, 6 anexe, care adaugă context și suport informațional și cele 130 pagini de text de bază care reflectă abordarea exhaustivă a subiectului. Rezultatele obținute în cadrul cercetării au fost publicate în 8 lucrări științifice, care atestă deja o validare anterioară procedurii de astăzi, da, cumva contribuții, da, recunoașterea contribuției autorului în domeniul dat la diferite forumuri internaționale sau publicații în reviste de prestigiu, incluse în baze de date. Acest aspect, încă o dată, denotă impactul și relevanța cercetării și subliniază seriozitatea autorului în promovarea și diseminarea deci cunoștințelor la care a ajuns pe parcurs în domeniul său de expertiză. Conținutul temei, din punctul nostru de vedere, corespunde pe deplin temei aprobate. Rezumatul în cele trei limbi la fel este bine redactat și reflectă corect conținutul și structura lucrării, oferind o sinteză clară și concisă a principalului de argumente, concluzii și recomandări la care a ajuns. Considerăm că tema tezei evaluate se încadrează în contextul cercetărilor atât
anterioare, dar arată cumva și cum ar trebui să se dezvolte cunoștințele în domeniu și pe viitor. Aici se deschide și așa un front nou de lucru, de cercetare în acest domeniu de cele. Iar recomand doctorandului să continuă aceste cercetări și să investigheze mai departe acest domeniu destul de actual pentru toate, repet, mai ales pentru Republica Moldova, când nu avem o varietate mare de oportunități investiționale. Prin prisma analizelor, rezultatelor, concursurilor și recomandărilor, care aduce contribuții semnificative în domeniul finanțelor, dezvoltării instrumentelor emisiunilor alternative, dar și ar fi de folos și pentru procesul educațional, pentru facultățile de științe economice care sunt specializate în pregătirea specialiștilor la domeniul finanțe. Implementarea rezultatelor cercetării are un impact pozitiv. Am văzut că sunt prezente și certificate de implementare și nu simple, dar la autorități notorii care reprezintă inclusiv factori de incidență în țara noastră. Deci, de aceea, teza de doctorat colaborată de domnul Andrei Paslar demonstrează o legătură strânsă cu tipul de doctorat solicitat în ceea ce privește cât tema, obiective, cât și în abordarea și rezultatelor obținute de către domnia sa. Concluzie finale. Apreciind investigațiile efectuate, constatăm că teza de doctor în științe economice, tema dezvoltarea instrumentelor investiționale alternative în vederea realizării creșterii economice, elaborată de către Andrei Paslar, reprezintă lucrarea științei finalizată, conține notate științifică și valoare teoretică aplicativă. Teza corespunde cerințelor reglementare în vigoare, este demnul de apreciere înaltă, iar autorul care merită conferirea de titlul științific e doctor în științe economice la specialitatea 5201 finanțe. Vă mulțumesc pentru atenție. Și îi oferim posibilitatea pretendentului, la titlul domnului Paslar, să ne răspundeți. Au sunat, după caz, sugestii, recomandări. Dacă aveți ceva să ce răspunde, o faceți acum. Vă mulțumesc mult pentru obiecțiile și recomandările și, cu siguranță, cred că le pot fi folosite în cercetările viitoare și va fi o bază bună pentru procesul viitor de cercetare. Mulțumesc! Da, vă mulțumim! Onorată asistență, în continuare, conform procedurii și scenariului, ar trebui să aibă loc acea discuție liberă asupra valorii științei și tezei cu participarea tuturor participanților. Eu am oferit acest lucru până la. Considerăm că schimbarea termenului nu va schimba suma, dar e mai, tot ce mai corect din punct de vedere. Eu și să profit că suntem online, să ne vedem și ce la cer. Ar fi totuși bine de revenit la practica anterioară, când discuțiile asupra valorii tezei din partea publicului ar fi până la concluziile preferențelor și membrilor fie posibil fie ca comisii, pentru a nu avea cumva, știți, pe urmă o presiune psihologică asupra membrilor. De ce noi acest punct l-am trecut, pentru protocol menționez acest lucru. Și, în continuare, rămâne să ne stimați domnule doctorant Andrei Paslar, onorată asistență, stimați colegi, dați-mi voie să dau citire procesului verbal privind rezultatele votării membrilor Comisiei de Susținere Publică la ședința de susținerea tezei de doctor a domnului Paslar Andrei, развитие альтернативных инвестиционных инструментов в целях достижения экономического роста. Au fost prezenți la vot 5 membri ai Comisiei de Doctorat. Pentru conferirea titlului științific de doctor în economie s-a votat pro 5 membri ai Comisiei, contra 0 membri. Pentru atribuirea calificativului general al tezei de doctor susținute, calificativul foarte bine s-a votat pro 5 membri, contra 0. Procesul verbal semnat de către producătorul științific, secretarul Comisiei, doamna Ludmila Fobzai.
În continuare, este cazul să dăm citire și deciziei Comisiei de Susținere Publică. Dacă o să-mi permiteți, am să doar să menționez pentru protocol că decizia conține în parte de constatare, deci denumirea temei tezei pe care astăzi am evaluat-o, prezența este menționată a membrilor comisiei, toți cei 5 membri, președinte, secretar și referenții oficiali, și este expusă în decizie noutatea și originalitatea lucrării, unde se descrie actualitatea temei, se descrie analiza care a efectuat-o, autorul, rezultatele originale la care a ajuns și componentele de noutate științifică. De asemenea, este descris suportul metodologic al lucrării, metodologie, metode aplicate de către doctorand, relevanța științifică a rezultatelor, prin care constatăm că rezultatele cercetării doctorandului Paslar Andrei au o semnificație științifică profundă, sublinind importanța lor în implementarea și dotarea pieței instrumentelor vizionare alternative în Republica Moldova. Redactarea tezei și conținutul tehnic, prin care accentuăm încă o dată că lucrarea reflectă un stil științific autentic, exprimat într-un limbaj profesional, adecvat temei abordate, autorul tezei doctorat demonstrează calitatea remarcabilă a cercetării prin structura coerentă a materialului și respectarea strictă a planului de cercetare. Respectarea eticii și deontologiei profesionale. Teza a fost elaborată respectând normele etice și deontologice profesionale. Aici, de fapt, sunt incluse acele poate cuvinte 7 criterii sau calificative asupra cărora noi ne-am expus în procesul de votare. Calitatea susținerii publice, unde accentuăm că autorul a prezentat rezultatele cercetării într-o manieră interactivă, demonstrând abilități solide de comunicare publică. Informațiile au fost expuse într-o succesiune logică, concentrându-se pe sarcinile propuse și pe atingerea obiectivelor stabilite. Răspunsul la întrebări s-au bazat pe rezultatele cercetării prezentate în teza de doctorat. Publicarea în ediții științifice, prezentarea la conferințe științifice. Am menționat încă o dată articole științifice care au fost publicate de către autor, fie la diverse forumuri internaționale, fie în revistele științifice. Și totalizând decizia, în baza celor menționate, membrii Comisiei de Doctorat au decis conferirea titlului științific de doctor în științe economice la programul de doctorat 5201 în finanțe și a solicitat confirmarea deciziei Comisiei de Susținere Publică de către Senatul ASEM și înaintarea tezei și dosarul domnului Paslar Andrei spre validarea deciziei Comisiei de Susținere Publică la Agenția Națională de Asigurare Calității în Educație și Cercetare. Au semnat toți membrii Comisiei și președintele. Eu, pentru iarăși protocol, vreau să pun, deci, să pun la vot aprobarea acestei decizii prin vot deschis. Stimați colegi, cine este pentru? Vă mulțumesc. Acestea fiind spuse, îmi permiteți să oferim ultimul cuvânt astăzi doctorandului. Să, în primul rând, să vă felicităm cu acest rezultat la care ați ajuns și vă oferim cuvântul de încheiere dumneavoastră. Aș dori să adresez mulțumirile tuturor celor prezenți pentru timp și atenția acordată. Mulțumesc Comisiei de Îndrumare pentru observațiile și sugestiile care au permis îmbunătățirea și finalizarea tezei și mulțumesc Comisiei de Susținere Publică pentru timpul și efortul investit în evaluarea și aprecierea tezei și în mod special mulțumesc conducătorului științific, doamnei Portaș, pentru susținere continuă, pentru ghidare și răbdare. Mulțumesc! Tot vă mulțumim foarte mult! Felicitări! Se declară ședința Comisiei Doctorat închisă.